Da, bună ziua, stimați colegi, putem să începem. Avem vorum, avem totul pregătit. Da, vă rog. Nu reușește, rugați, mâine în vățină. Reușește, da? O să vezi la semna ce m-a lăsat. Nu, da. Deci avem de a face astăzi cu audierea candidatului pentru funcția de ministru al finanțelor publice, domnul Vasile Florin Câțu. Domnul ministru, dacă aveți noutăți. Bună dimineața, bună ziua. La programul de guvernare. Bineînțeles, domnule. Că nu de mult l-am auzit pe cel care avem a fost pus în aplicare până acum. Avem să vă prezentăm ce am făcut de până atunci și ce vom face în viitor. Și poate ne spuneți în prezentare dacă, bineînțeles, doriți cu adevărat să deveniți ministru al finanțelor publice din nou. Să nu facem, tocmai. Avem de-a face cu o audiere de investitură, nu de neinvestitură. Deci o luăm foarte în serios, domnule președinte. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Înainte de a începe prezentarea, o să fac o scurtă prezentare a programului de guvernare și ce s-a întâmplat de la precedenta audiere. Dar aș vrea să vă rog la început, pentru că știți foarte bine, audierea trecută a degenerat și se uită o lume întreagă la noi. Ar fi bine astăzi să vă rog să vă exercitați funcția de președinte de la început, să nu mai permiteți acele derapaje. Eu sunt aici să răspund, nu plec nicăieri, stăm cât este nevoie, dar aș vrea să fie un dialog, și eu să fie un dialog cu dumneavoastră, în primul rând, un dialog civilizat. Asta vă rog de la început. Dacă tot mă rugați de la început, și eu aș vrea să rog colegii de la început, ca să o să trecem după prezentarea făcută de domnul ministru Câțu, la întrebări. Avem propuneri de acum, că știți că am avut discuții data trecută, dacă avem de-a face cu întrebare și răspuns sau cu o listă de întrebări și răspuns în final. Aș vrea să aud propuneri de la colegi. Vă rog. Am o propunere, pentru că data trecută s-au pierdut foarte multe răspunsuri la întrebări. Propun să avem întrebare și răspuns. Da. O propunere. Mai avem și alte propuneri. Și o să le supunem la vot. Domnul președinte, vă rog. Eu cred că audierea care a avut loc în urmă cu câteva luni de zile a fost și s-a desfășurat în condiții relativ bune, iar este păcat să schimbăm acum o cutumă pe care a avut-o această comisie, ca fiecare coleg să-și pună întrebările, iar ministrul audiat să răspundă la ele în ordinea în care au fost puse. Pentru că altfel se riscă să devină un dialog între una sau două persoane și ministrul audiat și nu este corect față de restul colegilor. Rog. Deci, domnul ministru spunea că a degenerat. Dumneavoastră spuneți că a fost în condiții normale. De aceea eu am dorit să pun de acum problema, ca să nu avem discuții pe urmă. Dacă ajungem după vot la întrebare și răspuns, cred că ar fi bine să limităm. Nu o să avem de-a face cu un dialog, să știți, decât întrebarea și răspunsul scurt. Deci, supunem la vot. Care propunere doriți dumneavoastră prima dată? Prima propunere care am avut-o. Întrebare și răspuns. Cine este pentru? Secretarii, vă rog să numărați. Mai 24, uite, mă încomână sus. 24 de voturi pentru. Împotrivă. Doamna senatorii în Comisia de Buget, deci, și nu aveți loc la masă. 9 voturi împotriva. Abțineri? 3 abțineri. Mulțumesc frumos, deci
A trecut prima variantă. A doua, nu cred că mai are rost să o supun la vot. Da. Vă rog, domnul ministru. Domnule președinte, stimați colegi, în program de guvernare care a fost aprobat în Parlament anul trecut, au fost câteva lucruri pe care le-am făcut și aș vrea să le menționez pentru că sunt foarte mândru că s-au rezolvat. În primul rând, ordonanța 114, care a fost, deși a trebuit să avem două încercări, până la urmă a fost ucisă prin ordonanță urgență, a fost eliminat split TVA, a fost eliminată supraimpozitarea contractelor de muncă part-time și, bineînțeles, eliminarea supraacizei la carburanți. Deci câteva lucruri de care eu sunt mândru că am reușit să le facem în aceste trei luni de mandat. Un alt lucru pe care l-am spus atunci a fost că vom discuta despre, în primul rând, despre rectificarea bugetară pentru 2019. Și aici, din acel moment și până astăzi, au fost discuții în spațiul public și am să profit de această șansă, de această situație, de a discuta despre rectificarea bugetară, despre ce s-a întâmplat atunci și cum au crescut cheltuielile. În primul rând, rectificarea bugetară pentru 2019 s-a bazat pe execuția bugetară la 10 luni. Știți foarte bine că execuția bugetară la 10 luni arăta un deficit bugetar de 2,8% din PIB, adică 28,83 de miliarde de lei, mai mare decât ținta pentru sfârșitul anului, de 2,76% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat la 9 luni erau de 228 de miliarde, față de plan 92,4% din PIB, dar 94,4% comparativ cu planul, dar, și aici este foarte important, față de veniturile estimate, erau mai mici cu 18,9 miliarde de lei, de sub programul estimat. De aici am preluat situația. Cu venituri mai mici față de programul estimat de 18,9 miliarde de lei. În aceste condiții trebuia să facem rectificarea pentru 2019 și am tot auzit discuții despre cheltuiele, au crescut cheltuiele nejustificat. Păi, cine, și aici suntem între specialiști, știți foarte bine că nu puteau să fie vorba decât despre cheltuieli exigibile care trebuiau anulate sau care erau la scadență. Nu puteau să inventeze cheltuieli. Este un singur caz de cheltuială suplimentară, cazul Micula. Restul cheltuielilor erau cheltuieli care erau deja făcute, erau facturi pentru ele și ajungeau la scadență. Și aici să vă dau exemple la ceea ce am plătit în ultimele luni ale anului. 2 miliarde de lei pentru plata până la finalul anului la dreptul de asistență socială, pensii, alocații... Domnul ministru, cred că o să primiți întrebări pe tema asta. Noi nu avem de-a face neapărat cu un bilanț. Avem de-a face cu un program viitor de guvernare, ce veți face în următorul pas. Ca să nu spun mandat, că nu știm exact dacă vi-l doriți. Deci ar vrea să povestiți programul care l-aveți, sau ce modificări aveți, că la bilanț sigur se vor găsi la întrebări și nu are rost să... Domnul președinte, dacă îmi dați voie, programul, bugetul pentru 2020 depinde foarte mult de ceea ce s-a întâmplat în 2019. Sunt legate unul de altul. Execuția ce am plănuit pentru 2020 se bazează pe execuția anului 2019. Pentru că în programul de guvernare care a trecut în Parlament anul trecut, am spus foarte clar că ținta pentru 2020 este de un deficit de 3%. Nu am putut face acest lucru pentru că am avut această situație. Și arăt în strategia fiscal-bugetară de ce revenim sub 3% în 2022. Avem această situație, trebuia plătim aceste facturi, de aceea deficitul anul trecut a crescut și a trebuit să facem un buget pentru 2020 cu un deficit mai mare de 3%. De aceea, acesta este rolul acestei prezentări. Ministru, nu ne-ați dat ocazia să putem să participăm și noi la bugetul pe 2020, asumându-vă răspunderea pe buget. Care sunt niște analize interne ale dumneavoastră, vă rog să vă prezentați ce doriți în continuare să faceți. Că asta ne interesează și, pe urmă, întrebările o să lămurească alte chestiuni. Domnule, să vorbim ce dorim în continuare să facem. Păi bugetul pentru 2020, vorbim despre bugetul pentru 2020, spuneți că n-ați avut o șansă să îl discutăm, îl discutăm aici, pentru că este Comisia Buget Finanțe, sunt reunite între experți, discutăm despre bugetul pentru 2020. Deși ați avut amendamente la buget, nu au fost considerate. Deci o creștere economică de 4,1% pentru 2020 este o creștere economică făcută, știți foarte bine, de o comisie de prognoză care este independentă de Ministerul Finanțelor Publice, dar este o creștere economică care este în linie cu ceea ce
vedem și la instituțiile internaționale, dar și la instituțiile private, dar și cum ar fi FMI sau Comisia Europeană. Chiar acum câteva zile o bancă comercială a anunțat că își va revizui în sus creșterea economică pentru 2020, deci am putea spune că este o creștere economică conservatoare. Filozofia în spatele bugetului pentru 2020 este puțin diferită, pentru că am alocat la investiții și vrem să facem acest lucru, 50 de miliarde de lei, dar puțin diferit de ceea ce era până acum. Jumătate din bani sunt alocați din fondurile europene, jumătate de la buget. Vrem să schimbăm puțin această filozofie, vrem să ne asigurăm că tragem și fondurile europene prin acest exercițiu bugetar, nu doar bani de la buget. De ce sunt legate? Pentru că anul trecut, domnule președinte, stimați colegi, când am preluat acest mandat, cheltuielile cu investiții erau la 2,6% din PIB, exact unde fuseseră și în 2017 și în 2018. În ultimele două luni ale anului, și de aceea vă citeam acea listă, ați văzut unde s-au dus banii, în ultimele două luni ale anului am adus cheltuielile cu investiții la peste 4% din PIB, așa unde erau bugetate, plătind aceste facturi. De aceea s-a dus și deficitul mai mare. Deci pentru 2020 continuă informatizarea ANAF. Și aici nu trebuie să mai spun că ani de zile acest lucru nu s-a făcut. Știți foarte bine ce situații sunt astăzi în România și nu puteți să... asta nu este responsabilitatea mea, dar veți vedea îmbunătățiri. Deja a trecut ordonanța de urgență care permite ridicarea popririlor automat. Acest lucru nu a fost făcut până acum. Va începe în această lună. Deci este un lucru care se face acum. Ordine de plată electronic la Ministerul Finanțelor Publice se face acum. Acest lucru nu au fost făcute. Reorganizarea ANAF. Iarăși un lucru care nu a fost făcut până acum, dar s-a făcut deja până în aceste 3 luni de zile. Și aici aș vrea să vă dau câteva cifre. Reducerea numărului de vicepreședinți de la 4 la 3. Eliminarea statutului special al inspectorului antifraudă. Reconfigurarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, și aici iarăși trebuie să fim foarte clari și foarte transparenți, pentru că ANAF a încasat doar 100 milioane de lei, a cheltuit 700 de milioane de lei, iar soluțiile în dosare de cercetare au fost finalizate, sunt peste 70% din cazuri casate. De aceea antifrauda trebuia să fie reorganizată, pentru că rezultatele nu erau acelea care au promise de la început. Și am multe lucruri. Despre, și am văzut iarăși în spațiul public, continuă în 2020, programul de împrumut, nu? În fiecare an la începutul anului prezentăm strategia de împrumut. Acum știți foarte bine că strategia de administrare, și sunt două lucruri total diferite. Una este strategia pentru împrumuturi și alta este strategia de administrare. Strategia de administrare a împrumuturilor a fost publicată anul trecut în august. După ce datele au venit la Ministerul Finanțelor în mai, a ajuns la BNR în iunie și a fost publicată în hotărâre de guvern în august. Anul acesta vom publica în martie strategia de administrare. Eu știu sigur că înțelegeți diferența între administrare și programul indicativ de împrumuturi, care deja a fost publicat. Și a fost publicat de la începutul anului. Deci nu există niciun fel de surpriză. Știți foarte bine de ce, cât ne împrumutăm și cât trebuie să ne împrumutăm. La începutul fiecarei luni, Ministerul Finanțelor Publice publică, prezintă informația referitor la necesarul de finanțare în acea lună. Dar pentru că am văzut iarăși discuții în spațiu public despre aceste împrumuturi, aș vrea să vă spun pe ce se duc aceste împrumuturi într-o lună. Pentru că iarăși trebuie să fim foarte transparenți. Se plătesc lunar de la buget. Cheltuieli de personal de aproximativ 9 miliarde de lei. Pensii și alte drepturi cu caracter social, indemnizații, ajutoare sociale de peste 10 miliarde de lei. Se asigură subvenție pentru agricultori în avans de 0,8 miliarde de lei. Cheltuieli cu medicamente, precum și alte cheltuieli de întreținere și funcționare de peste 4 miliarde de lei, asigurarea finanțării minim de finanțare a cheltuielilor de capital de aproximativ 2 miliarde de lei lunar. Acestea sunt cheltuielile pe care le facem lunar. Și referitor, și aș mai vrea să mai spun ceva, pentru că iarăși se referă la acest mandat și la mandatul viitor, vom continua acest lucru, referitor la dobânzi și la cât, cu cum ne împrumutăm. Maturitate reziduală 3,72 de ani, valoarea anunțată toată luna ianuarie, acum vorbim de luna ianuarie 2020 și continuă și în februarie și așa mai departe. Am anunțat valoarea de 500 milioane de lei, am luat 605 milioane de lei la un randament mediu și foarte mare atenție aici, de 3,85. Piața în acel moment era 3,90-3,93. Deci am luat mai bine decât piața în momentul respectiv și am luat mai bine cu 0,27 basis points decât licitația anterioară la aceeași cadență. Mai departe,
la maturitate de 11,7 ani, 600 milioane de lei, am luat din piață 718 milioane de lei, un randament mediu de 4,72, piața în acel moment era 4,75-4,82. Nu avem un termen de comparare pentru că la licitația trecută nu s-a adjudecat nimic. Iarăși 11,7 nu s-a făcut, la un an 300 milioane de lei am luat la 3,16 mediu, piața era 3,52. Deci, ce trebuie să înțelegeți? Piața este la un anumit randament, noi în timp real ne împrumutăm mai ieftin decât în piață. Asta înseamnă că ne ducem cu randamentul, forțăm randamentul în jos în fiecare zi. Acest lucru nu s-a făcut și nu am văzut să se făcut până acum de vreun ministru de finanțe în trecut. Deci, alegația că ne împrumutăm mai scump nu are niciun sens când te împrumuți mai ieftin decât piața în momentul respectiv, față de randamentul trecut, față de celălalt la 0,21. Toate aceste informații sunt publice. Toate aceste informații sunt publice pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Vom continua, domnule președinte, și în mandatul următor să facem acest lucru. Prin măsurile pe care le luăm, să avem încrederea investitorilor străini, ceea ce se vede în aceste randamente, să finalizăm reorganizarea NAF, care înseamnă mai mulți bani la buget. Țările care au introdus ceea ce vom finanța noi în acest an și nu s-a făcut în ultimii 2 ani de zile, să conectezi casele de marcat la ANAF. Un lucru simplu în 2020, dar nu s-a vrut să se facă, îl vom termina în acest an, plus acel fișier electronic care se cheamă SAFTE, în toate țările de noi au dus cel puțin 1% din PIB venituri în plus la buget. Și noi acest lucru vom continua și îl voi face în acest mandat. De ce nu s-a făcut până acum? Nu știu, dar îl vom face în acest mandat. Și bineînțeles, un lucru nou care a apărut în programul de guvernare, o strategie pentru instituțiile financiare bancare unde statul este acționar unic sau majoritar. Aici, lucrurile, bineînțeles, înainte de a lua o decizie, strategia va fi prezentată public. Dar știți foarte bine că pentru, în acest moment, aceste instituții, sau poate nu știți, aceste instituții nu sunt cele mai profitabile din piață, deși ar trebui să fie, dacă ne uităm la numărul de la active, la valoarea activelor, dar nu sunt printre cele mai profitabile. Noi vrem să facem în aceste instituții serioase, profitabile, care să aducă dividende la bugetul de stat. Până acum, dividendele au cam lipsit de la aceste instituții și e nevoie să avem aceste dividende. Mă opresc aici, domnule președinte, și aștept întrebările colegilor. Da, mulțumesc frumos, domnul ministru. Aș vrea să începem cu întrebările. Aș vrea o listă de domnul secretar. Vă rog să notați cine dorește să pună întrebări. Vă rog să vă anunțați ca să le putem lua în... Vă rog să nu... Și acolo, doamna Chichireu, uite și mă uite, domnul Năsui. Am putea să punem una de la putere, una de la poziție. Da. Am întrebat pentru un bude. Ieșim în pauză. Eu v-aș propune așa, ca o curtoazie elementară, să facem o întrebare din partea puterii, o întrebare din partea opoziției. Vi se pare ok? Păi acum... Aici e o chestiune, da? Acum, nu știu, dacă domnul ministru se află în treabă aici, dacă chiar își dorește să fie ministru și nu lasă cineva, dar mă rog, din partea dreaptă o întrebare, din partea stângă o întrebare, alternativ. E ok? Fiecare... Eu iau lista după cum e scrisă. Fiecare se simte dacă e la putere sau în opoziție. Cred că nu avem pe nimeni la putere acum, asta e mai rău. Domnul senator Zamfir. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Uitați, eu aș vrea să discutăm despre situația în care ne aflăm acum. Suntem într-o procedură unică
de la Revoluție încoace. Suntem într-o procedură, înțeleg, de neinvestitură a cabinetului, nu de investitură. Așadar, întrebările legate de ce vrea să facă domnul ministru, cred că sunt inutile, pentru că dumnealui nu vrea să continue la Ministerul Finanțelor. A anunțat public că dorește să fie neinvestit. Ca atare, pentru că discutăm despre o procedură de neinvestitură, cred că e foarte important să ne spună domnul ministru ce a făcut în cele 3 luni de zile în care a stat la Ministerul de Finanțe. Pentru că aș vrea să informez, nu știu dacă toți colegii din Senat, din comisiile reunite, Buget, Finanțe și Economică știu, dar folosesc prilejul să-i anunț și pe colegii din Comisia de Buget, Finanțe de la Camera Deputaților, că domnul senator Câțu, vremelnic ministru al Finanțelor, nu dorește să participe la audieri în Senatul României din următorul motiv. Și aici, tot pentru că ne-a povestit dumnealui despre campania de împrumuturi, vreau să vedeți și dumneavoastră și să calificați răspunsul domniei sale în legătură cu invitația pe care Comisia de Buget, Finanțe și Comisia Economică de la Senatul României i-au făcut-o domnului ministru Câțu. Dumnealui spune așa, ne informează că Ministerul Finanțelor Publice nu se ocupă de politica de creditare a țării și nici de contractarea de datorie publică. Ne informează că alte instituții, respectiv băncile comerciale, se ocupă de politica de creditare a țării. Și având în vedere aceste neclarități și până când secretariatul nu va pune invitația în termen economico-financiar consacrați, dumnealui nu se va prezenta la audierile din Parlamentul României. Eu acum îmi permit, dragi colegi, să îi spun domnului ministru că domnia sa, dincolo de aroganța pe care o afișează în toată această expunere, este obligat să vină la orice comisie din Parlamentul României. Dacă Comisia de Cultură își solicită prezența mea de finanțe, eu cred că domnia sa este obligat să dea curs invitației chiar și Comisia de Cultură. Asta ca să lămurim un lucru și mi-aș dori să văd într-un final care este și poziția celorlalți colegi parlamentari în legătură cu acest aspect. Dar pentru că, spuneam, asistăm la o procedură de neinvestitură a domnului Câțu, cred că e foarte important să profităm de prilejul pe care îl avem acum și nu ne-a fost oferit în cadrul comisiilor parlamentare de la Senat, să lămurim niște aspecte care sunt de mare interes public în legătură cu ce s-a întâmplat cu împrumuturile pe care domnia sa le-a contractat, de ce au fost la dobânzi la care au fost, de ce au fost atât de multe într-o perioadă de scurtă. Cred că astea sunt lucrurile care interesează opinia publică. Altfel, simulacru penibil la care asistăm astăzi și anume neinvestitura, cred că nu interesează pe nimeni. Ca atare, aș vrea de la bun început să plec de la niște date pe care le avem cu toții publice fiind și plec de la următor aspect. În primul rând, în legătură cu veniturile bugetare. A vorbit foarte mult de împrumuturi. S-a vorbit, în schimb, foarte puțin despre veniturile bugetare, mai ales în perioada care a trecut și cea până la sfârșitul anului. Și aici, o dată concretă, ne spune așa. Veniturile bugetare în ultimele 2 luni al anului 2019, că atunci începem să contabilizăm activitatea de ministru a domnului Câțu. Vreau să știți că veniturile bugetare în ultimele 2 luni ale anului 2019 au fost cu 2,7 miliarde mai mici decât în perioada similară a anului 2018. Și ce e mai grav, pentru că era estimat de domnia sa, veniturile au fost cu 4,6 miliarde mai mici decât propria rectificare. Atenție! Domnul Câțu, guvernul respectiv, a făcut o rectificare bugetară și a încasat cu 4,6 de miliarde de lei mai puțin decât propria rectificare. Aici poate ne explică și de ce lucrurile au stat așa. Domnule, în legătură cu împrumuturile și cu dobânzile, începuse domnia sa să ne
arate cum s-a împrumutat pe piață, la ce dobânzi și așa mai departe. Una la mână. Domnul ministru păcăliți românii, spunându-le că dobânzile la euro pe piețele externe scad pentru că investitorii au încredere în guvernul PNL. Asta e o minciună, întrucât dobânzile în euro au scăzut în absolut toate țările din Europeană, pentru că, cum știți, asta, domn ministru, și nu mă îndoiesc că și colegii mei, Banca Centrală Europeană practică dobânzi negative. Tocmai de aceea, majoritatea țărilor din Europeană contractează împrumuturi pe termen scurt, pe un an. Și știți de ce? Pentru că dobânzi sunt negative. Numai noi, și iată, e și un motiv de laudă, înțeleg, noi, adică domnul Câțu, contractează și e mândru de asta un împrumut de 3 miliarde de euro, dragi colegi, structurat așa. 1,4 miliarde au fost contractate pe o perioadă de 12 ani la dobândă de 2,04, iar altă parte a împrumutului de 1,6 miliarde a fost contractată la 3,4%. Deci, atenție, am luat 1,6 miliarde de euro pe 30 de ani cu 3,4%. Ați spus când ați făcut împrumutul, domnule Câțu, că românii vor plăti dublu la sfârșitul perioadei, adică dobânda va fi de încă 1,6 miliarde. De ce v-ați împrumutat pe 30 de ani? Cu atât mai mult cu cât, iată, la sfârșitul anului trecut, ca să dăm un exemplu de cum stau piețele și de cum ne împrumutăm. Domnul președinte, că dobânda de 2,04 spus că fiecare e mare. Punem o singură întrebare. Îl ascultăm de un sfert de oră pe domnul Zamfir. Nu înțelegem ce spune, că nu e o noutate, că dânsul vorbește, numai el pricepe ce spune, dar haideți o întrebare, că toți fiecare vrea să pună o întrebare din această comisie, nu doar dumneavoastră. Da, deci continui. N-am stabilit că e o singură întrebare. Nu. Dar vreau sau cumva sunteți dumneavoastră audiați și noi nu știm. Nu. Întrebările, exact. Eu am explicat pentru faptul că nu este vorba de o procedură de investitură și nu ne interesează ce va face domnul Câțu, pentru că domnia sa nu dorește să fie. Poate pe dumneavoastră nu vă interesează ce face domnul Câțu, dar cred că pe toți ceilalți ne interesează. Păi, poate să vă intereseze la partid, dar dumnealui nu vrea să fie ministru. Vă rog, nu dialogați. Vreau să continui comparația. Concretizez imediat, domnule, pentru că este de foarte mare interes pentru oameni să știe că atunci când domnul Câțu se împrumuta cu o dobândă de 2,04 la 12 ani și spunea că este o dobândă bună, Grecia se împrumuta în condiții similare la o dobândă de 1,4, adică cu 30% mai puțin. De ce, repet, de ce a trebuit să luăm dobândă pe 30 de ani cu 3,4? Și mai e ceva, apropo de venituri. Domnul Câțu, de ce nu puneți în aplicare hotărârea în altei curs de casație și justiție, care vă obligă să recuperați de la Banca Comercială Română 300 de milioane de lei? Apropo de venituri, știți că există o hotărâre în altei curs de casație și justiție în iunie 2019, care obligă Banca Comercială Română, Banca pentru Locuințe, acel program pe care îl știți foarte bine, obligă banca să restituie sume încasate ilegal de la statul român de 300 de milioane de lei. De ce nu puneți în aplicare acea hotărâre a instanței? Eu vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnul ministru, vă rog, dacă... Președinte, să începem cu finalul. Acea hotărâre obligă băncile să restituie, nu are nicio legătură cu Ministerul Finanțelor Publice, dacă băncile trebuie să restituie acei bani. Puneți-le pe oprire, cum adică? Și cum se pune în aplicare asta? Deci dacă băncile nu vor să restituie, ce faceți? Domnul președinte, v-am rugat la început. Vă rog. Domnule, stați puțin că e ceva care îmi scapă. Adică băncile sunt obligate să dea banii și ele nu dau. Ce face statul român? Da, vă rog. Deci asta despre bani. Deci nu aveți obligație să recuperați banii aia. Domnul senator, lăsați să vă rog să... stați puțin, întrebările n-au sensul lor. Ce face Ministerul de Finanțe ca să recupereze acei bani pe care băncii nu vor să-i plătească? Vă rog. Vă rog să răspund la întrebare. Domnul președinte, deci la întrebarea respectivă am răspuns. Asta este răspunsul. Aici nu facem un dialog, o dezbatere. Asta este răspunsul. Ba da, facem dialog, că sunteți în fața Parlamentului, da? Vă rog frumos. Domnul președinte, vă rog. Este o decizie a Curții
de conturi care s-au întâmplat împotriva băncilor, băncile trebuie să dea banii înapoi. Nu are nicio legătură cu Ministerul Finanțelor Publice. Atunci când vine, când o să fie, să trebuia să fie ANAF implicat sau ceva, o să vedem. Păi în, în momentul recuperarea acesta, creanței, cred că au și băncile. Domnul președinte, nu, pentru că nu suntem în termen. Ministerul de Finanțe. Sunt în termen, au până în martie. Am înțeles. Deci nu avem nicio problemă. Acum știți de unde pornește discuția, că era vorba că să vrea anularea acestor datorii. Vrea să dați ordonanța de ștergerea datoriei. Asta era problema. Domnul președinte. Să nu ne ascunde. Vă rog, continuați. Referitor la cât se împrumută Grecia. Păi haideți să ne uităm ce are Grecia. Grecia are surplus la buget din 2016. Este normal ca Grecia să se împrumute mai ieftin ca România. România are deficit bugetar și a fost avertizată de Comisia Europeană 3 ani la rând să reducă deficitul și nu a făcut nimic. De aceea Grecia se împrumută mai mult. Surplus bugetar. Dar revenind la împrumuturi și la când ne-am împrumutat noi. Anul trecut au fost împrumutați de pe piața internațională 5 miliarde de euro. Da? 5 miliarde de euro. Unii dintre ei la scadența la care ne-am împrumutat și noi anul acesta. Am anunțat că anul acesta ne împrumutăm până aproape 6 miliarde. Nu știm cât. Poate rămânem cu cele 3 miliarde. Depinde de strategie în timpul anului, de dobânzi, de execuție și așa mai departe. Dar anul trecut au fost împrumuturi de 5 miliarde de euro. Nu avem nicio comisie de anchetă, atunci nu s-a întâmplat nimic, toată lumea a fost fericită că s-a împrumutat. Dar să ne uităm la dobânzi, pentru că ceea ce am făcut noi anul acesta a fost economie la buget. Și dacă ne uităm la dobânzi, anul trecut au fost împrumuturi. De exemplu, la 12 ani noi ne-am împrumutat la 2% și acesta este un împrumut de referință, pentru că este cel mai ieftin împrumut pe care l-a luat România pe piețele internaționale. 2% la 12 ani. Ne-am mutat la 2%, anul trecut se împrumutau la 2,12%. La 30 de ani ne împrumutăm la 3,39%, noi anul acesta, anul trecut s-a împrumutat la 4,65%. Asta trebuie să știe românii. Dar întrebarea era de ce pe 30 de ani? Perfect, bună întrebare. Anul trecut s-a împrumutat tot la 30 de ani. Să vă spun de ce la 30 de ani. Pentru că hotărârea ordonanță de guvernului din 64-2007 privind datoria publică prin colectarea datoriei publice, se asigură sursele de finanțare a deficitului și decizia de strategie este a Ministerului Finanțelor Publice. De ce ne împrumutăm? Pentru că este mult mai ieftin pe 30 de ani. Asta arată încredere în România. Dacă ne-am împrumutat doar la un an, arăta neîncredere în România. Continuați, dacă mai aveți. Mai, o altă întrebare despre venituri. Păi, domnule președinte și stimați colegi, așa cum am spus, am început anul trecut, în noiembrie, cu un handicap de 18,9 miliarde de lei. Am estimat adevărat pentru final de an venituri, am crezut că vom încasa cele veniturile din dividende. Acolo avem o investigație, am început o investigație pentru că cele 2,7 miliarde de lei nu le-am încasat, am încasat doar un miliard, acolo sunt companii de stat, vom vedea de ce nu au plătit acele dividende. 2,5 miliarde de lei sunt din licențele 5G, nici pe acele nu am încasat. Și dacă veți vedea, asta este diferența. Dar am pornit cu un handicap de 18,9 miliarde de lei anul trecut. De acolo am pornit. Cheltuielile, dacă îmi dați voie mai devreme să vi le citesc, vedeți că bugetul nu avea asigurate sumele pentru finalul de an. Și pot să vă citesc să vedeți ce am plătit în ultima parte a anului. Nu sunt cheltuieli pe care eu le-am făcut. Existau acolo, erau facturi. Da. Deci în completare numai totuși că, ca să o lămurim. Aș avea și o întrebare legată de întrebările domnului. Dacă s-a intenționat sau se intenționează totuși iertarea băncilor de acea datorie? Domnul președinte, acolo nu se intenționează iertarea băncilor. Problema acolo sunt persoanele fizice. Pentru că băncile nu vor da banii de la ele, se voce împotriva persoanelor fizice să dea banii. Asta este discuția. Discuția este despre persoane fizice, nu este despre bănci. Da. Domnul, bine. Stați puțin. Eu am hotărât, instanței, păi stați puțin, încă o dată, domnul, putem să acceptăm, nu, să spună orice, păi haideți să citim motivarea în alte curte de casație, mulți. Obligă băncile, nu oamenii. Haideți să nu mințim. Putem sta pe o singură temă, cred că a fost lămurit și domnul senator. Deloc. Doamna deputat Chichirău, vă rog. Ca să vă lămuriți, mai avem și noi întrebări de pus, da? Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd că primim mai multe detalii relevante la o ședință de neinvestire decât la una de investire. Asta e un progres. Ar trebui să avem mai multe din astea, sincer. Că data trecută nu prea am primit răspunsuri.
În fine, nu voi comenta prea mult despre deficitul de 3,6% cu care ați prezentat bugetul, prin asumarea răspunderii, o soluție, din punctul meu de vedere, foarte periculoasă, asumarea răspunderii guvernului pe buget. Ați tocat PSD-ul că face promisiuni electorale, dar mi se pare că ați implementați cam aceeași tactică, că vă e frică să implementați soluții bune pentru România din motive electorale. Și de-aia suntem astăzi aici, într-o criză politică, da? Pentru că n-ați vrut alegeri în două tururi și ați vrut anticipate. Și asta pe motive strict electorale, un blat politic. Și eu am o singură întrebare, că de fapt aici noi votăm un blat politic. Întrebarea mea este, când veți face blaturi pentru cetățeni? Că eu am niște idei. Când veți face un blat pentru autostrada Moldova? Când veți face un blat pentru digitalizarea administrației publice, centrale și locale? Noi ne-am oferit să intrăm la guvernare chiar acum și am avut și o propunere de prim-ministru. Deci, aș vrea un blat pentru digitalizarea administrației. De exemplu, un amendament pe care USR l-a transmis guvernului la această asumare. Aș vrea să păstrați liniștea. Da? Dar nu l-ați luat în calcul. Digitalizarea e o metodă foarte bună de a economisi bani, de a fi mai eficienți, dar nu ni s-a transmis că nu a fost aprobat. Când veți face un blat pentru spitale regionale? Și cel mai important, votul de astăzi, eu îl voi da și mă voi hotărâ în ultima secundă ca să stric blatul politic care se votează azi aici. Domnule Câțu, vreau să-mi spuneți cum să votez ca să stric acest blat politic și dacă îmi puteți spune cum v-am vota UDMR, PNL, PSD, ca să știu și eu cum votez și eu acest blat. Asta e întrebarea mea. Mulțumesc. Da, Chechireu. Întrebare grea, domn ministru, vă rog. Știți foarte bine că obiectivul nostru... Avem două obiective, din punct de vedere politic. Văd că a fost o întrebare politică, nu a fost o întrebare pentru buget finanț. Obiectivul nostru... Înțeleg că nu vreți să fiți investiți și atunci... Din contră, obiectivul nostru reprezintă alegerile anticipate și alegerile în două tururi. Pentru alegeri în două tururi am căzut, ne-am asumat riscul și acest guvern a fost picat pentru că și-a asumat alegerile în două tururi. Să spuneți că nu vrem alegeri în două tururi este exagerat. Am vrut alegeri în două tururi, nu am în Parlament, acest guvern a picat din cauza acestui motiv. Mergem pe varianta 2, alegeri anticipate. Dar, și noi credem că acolo vom ajunge acolo, pentru că vedeți foarte bine această majoritate în Parlament, nu pot să implementezi ceea ce voiam cu toți să implementăm. Dar este nedrept să spuneți că la buget nu au fost aprobate amendamentele noastre, pentru că lângă dumneavoastră este domnul Năsui, cu care am colaborat foarte aproape la buget și la amendamente, și știm foarte bine că amendamentele USR, mare parte au fost aprobate. Chiar dacă unele dintre ele nu au fost, să știți că unele dintre ele nu au fost în interesul cetățenilor, le-am aprobat și ce pe acelea. Nu vreau să intru în detalii acum, dar le-am aprobat. Deci, lucrăm împreună, suntem transparenți și domnul Năsui a fost lângă mine la buget, a fost, l-am invitat și la Ministerul Finanțelor și când am făcut bugetul și le-am aprobat acele aprobări, acele alegerile anticipate, am înțeles. Dar asta nu înseamnă confirmat nu știu ce fel de blat. Vorbea doamna Chichirău, care habar n-am. Nu mai comentați, vă rog, da. Da, vă rog. Domnul deputat Budăi. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru. Eu n-am să intru în cifre foarte mult, dar știți și dumneavoastră că dacă facem un studiu comparativ cu datele transparente de pe site-ul Băncii Naționale a României, la aceeași monedă și la aceeași maturitate, v-ați împrumutat mai scump decât o făcea guvernul PSD, cum strigați dumneavoastră. Însă eu aș dori două chestiuni de ordin tehnic. De ce pe site-ul Ministerului Finanțelor până acum nu sunt afișate tabelele cu firmele cărora le-ați rambursat TDA-ul și dacă ați realizat până la capăt acele controle de fond care sunt prevăzute de lege. A nu se înțelege aici că nu trebuia rambursat TVA-ul, dar trebuie să știm cui și dacă ați realizat acele controle până la capăt. De asemenea, vă rog să faceți publică lista cu primăriile cărora le-ați achitat facturile pe PNDL
iarăși anul se înțelege că nu trebuiau achitate, dar erau într-o anumită scadență, putem discuta. Și ultima chestiune, pentru a lăsa și alți colegi, aș fi avut mai multe, dar nu vreau să monopolizez discuția. Spuneți cu subiect și predicat, vă rog, dacă de la 1 septembrie 2020 veți majora valoarea punctului de pensie de la 1265 de lei la 1775. Și aici, din respect pentru noi ca parlamentari, vă rog să dați un răspuns cu da sau nu. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc și eu, domnul ministru. Mulțumesc, domnul președinte. Referitor la TVA, acum, dumneavoastră este domnul ministru, a fost domnul ministru al finanțelor, am căutat și eu. Vă urăm succes în viitorul meu. Dar am căutat și eu să văd dacă lista cu TVA a fost vreodată publicată, nu am găsit niciodată firmele, dar trec peste asta. Ar fi trebuit să știți că returnarea TVA se face în baza unui algoritm. Se ia de la cea mai veche, după ce se face acel control de fond, se ia de la cea mai veche, cea mai mare scadență, la cea mai recentă. Nu intervine nimeni peste acest lucru, se face automat la data TVA. Deci returnarea TVA se face automat, nu are o legătură cu... Domnul ministru, nu ne insultați, vă rog frumos. Lista, deci, atât și dacă s-a făcut controlul la toate. Și să vă asumați public acest răspuns. Deci controlul se face la toate, nu se returnează TVA fără control. Știți foarte bine. La unele durează foarte mult, la unele mai puțin. Și dacă facem o solicitare publică, nu puteți pentru transparență să publicați. Puteți să faceți. Dumneavoastră sunteți liberi să faceți orice solicitare. PNDL, despre lista PNDL, vă rog frumos să vă adresați Ministerului Dezvoltării, pentru că nu am nicio legătură cu lista cu finanțarea PNDL. Și punctul 3, la pensii. Dumneavoastră a fost ministrul muncii și aveți aici ministru, fost ministru al finanțelor. Știți foarte bine că Ministerul Finanțelor se ocupă cu alocarea bugetului și respectarea legislației în vigoare. Deci, dacă avem legislație în vigoare, ne alocăm bugetul în funcție de legislația în vigoare. Aplicarea legii pensiilor, și aici este foarte important, este unde ați fost noastră, la Ministerul Muncii. Deci aplicarea legii pensiilor este la Ministerul Muncii. Dar eu nu mă ascund aici de răspuns. Vreau să vă spun altceva. Trebuie să înțelegem de ce dumneavoastră nu ați vrut să plătiți pensiile de la 1 ianuarie. Pentru că asta este întrebarea. Eu vă spun că banii sunt în buget, aș fi plătit pensiile de la 1 ianuarie. Domnul ministru, cu tot respectul, aici întrebările le punem noi, nu dumneavoastră. Am inclus banii în buget, sunt acolo și pensiile trebuia plătite de la 1 ianuarie. Asta este eu aș fi preferat să plătesc pensiile de la 1 ianuarie, să creștem pensiile de la 1 ianuarie. Așa cum a făcut salariile. Am pus domnul banii ministru, în buget și spuneați că nici salariile. Iar lăsați în spațiu public întrebări și după aia o să spuneți că provocăm fake news-uri. Spuneți da sau nu. Am pus banii în buget pentru salarii. Salariile au crescut de la 1 ianuarie pentru toți angajații de pensii, nu de salarii. De pensii, eu preferam să crește la 1 ianuarie, să știți. Banii sunt în buget. De ce legislația este făcută să crească în septembrie, nu știu, nu este. Ar trebui să explicați românilor de ce nu ați vrut să crească pensiile la 1 ianuarie. Dar banii sunt în buget. Acum nu mai pot, domnule fost ministru, să mai fac, deci pentru că suntem... Domnul președinte, vreau să consegneze deci că nu mi-a răspuns la nicio întrebare. Ne pare rău, dar vă rog să răspundeți mai pe direct, așa că... Domnul președinte, o repet. Aplicarea legii pensiilor... Și domnul fost ministru al muncii ar trebui să știe. Aplicarea, deci aici trebuie să fim foarte atenți. Aplicarea da. Legii pensiilor ține de Ministerul Muncii. Da, e Ministerul Muncii, de banii din buget. În buget, domnul președinte, și eu creșteam pensiile de la 1 ianuarie, dacă asta era legislația, creșteau pensiile la 1 ianuarie. Da. Dacă la celelalte două întrebări ne-am învârtit așa, aici pentru 5 milioane de pensionari, eu solicit public domnului ministru dacă vrea să răspundă cu da sau nu. Majorează sau nu? Atât. Să fie o asumare. Dacă majorează, care este valoarea până la care se duce sau respectă valoarea din lege, dar să spună cu subiect și predicat, pentru că altfel în continuare, în spațiul public, vor fi tot felul de discuții. Am înțeles că domnul ministru ne spune că se aplică întocmai legea pensiei. Nu. Înțeles, domnul președinte, ați înțeles foarte bine. Așa am și făcut bugetul, se aplică și cine are curiozitatea se uită în buget. Se majorează da sau nu, domnul ministru, ce așa de greu? Trebuie să ne uităm în buget să vedem dacă suma este alocată pentru creșterea pensiilor. Era? Uitați-vă în buget, 87,4 milioane de lei. Domnul președinte, până la urmă, întrebarea nu este a mea, a lui Marius Budăi. Întrebarea este a celor 5 milioane de seniori ai acestei țări. Am dacă înțeles. Domnul ministru evită să răspundă, nu-i răspunde, nu evită să răspundă lui Marius Budăi, evită să răspundă acelor bunici pe care i-a luat la mișto, spunând că bunicii lui, Dumnezeu să ierte, nu i-au cerut bani. Deci, domnul ministru, fac apel la seriozitatea dumneavoastră, da sau nu? Repet,
Aici nu este o dezbatere. Ba da. Asta este răspunsul, asta este răspunsul meu. Incredibil. Asta este răspunsul meu. Suntem la Comisia de Buget Finanțe, la Buget Finanțe, a trebuit să respectăm legislația în vigoare. În acest moment, banii sunt în buget. Așa cum am crescut salariile de la 1 ianuarie și am pus banii în buget de respectat legislația, așa am făcut și pentru domnul pensii. Domnul ministru, banii nu mai sunt toți în buget, v-a spus-o și Consiliul de Fiscal. De ce nu am crescut? De ce nu la pagina crescut, 6, dacă vă spun. De ce legislația s-a schimbat în ultimii 2 ani și aici trebuie să stăm puțin. De ce legislația s-a schimbat în ultimii ani? Ce s-a ascuns? Și să nu crească pensiile de la 1 ianuarie. De ce, care este scopul acestui lucru? Domnul ministru, n-ascundem nimic. Dumneavoastră spuneți dacă da sau nu, am înțeles. Eu am înțeles că da. Acum dacă nu vreți să spuneți, nu o spuneți. Nu răspundeți la toți pensionarii. Sunt în buget. Că dacă sunt în buget. Nu, dacă dumneavoastră știți. Domnule președinte, am și o propunere, dacă îmi permiteți. Oare miercuri, la ora 9, mi se pare, la audierea doamnei ministru a muncii, Violet Alexandru, reportați întrebarea, că e ministru eu? De profil. Domnul nu puteți reporta dumneavoastră dacă doriți. Nu, senator, nu. Da. Senator, dacă nu există o colaborare între ministrul de finanțe și ministrul muncii și dacă cei doi, inclusiv premierul României, oricum s-au chemat ei, nu răspund la unison și nu dau această întrebare, acest răspuns la unison, cu da sau nu, seniorii acestei țări sunt îngrijorați. Nu trebuie să-mi răspundă mie. Eu am pus o întrebare în numele celor 5 milioane, fără să am pretenția că îi reprezint, dar cu toții așteaptă acest răspuns. Eu cred că le datorăm cu toții acest răspuns cu da sau nu. Bineînțeles, domnul președinte, așa cum le datoram un răspuns și celor 1,4 milioane de angajați la stat, care li se spunea că nu le cresc salariile, că se taie salariile și le-au crescut salariile așa cum e legislația în vigoare de la 1 ianuarie. Toți au primit banii, au fost în buget, au crescut salariile. Tot ce legislația în vigoare a fost bugetată și cine are curiozitatea să se uite în buget va vedea că banii pentru creșterea pensiilor sunt în buget. Da, eu am înțeles, dar de ce e așa greu să spunem da? Eu tot nu înțeleg atunci. Pentru că da. N-am înțeles că n-am înțeles. Da. Domnul deputat Vâlceanu, da. Sunteți pe o listă aici. Da. Mulțumesc, deci dumneavoastră spuneți da. Nu înțeleg. A spus da, deci dumneavoastră spuneți da în locul domnului ministru. Nu m-ați întrebat dacă sunt pe listă și am spus da. Domnule președinte, eu profit de ocazia asta pentru că sunt foarte mulți dintre dumneavoastră care, cu care mă întâlnesc în tot felul de situații și discutăm despre deficitul bugetar de anul trecut și faptul că el a ajuns la 4,6. Domnul ministru începuse să spună câteva lucruri și eram foarte, foarte dornic să îl lăsați să termine ce are de spus, pentru că oamenii trebuie să știe unde e dezinformarea. Și eu vreau să-l întreb pe domnul ministru să ne spună încă o dată, mai ales că să mai întâlnesc cu unii dintre dumneavoastră în tot felul de situații, de emisiuni, de dezbateri, ce a plătit anul trecut, după rectificare. Vreau să știu sumele și să știu exact ce s-a plătit anul trecut de a ajuns deficitul la 4,6 și care, și apoi hotărâți dumneavoastră, care din sume puteau fi evitate, puteau fi evitate a fi plătite. Da, cred că este foarte important să lămurim acest lucru. Mulțumesc. Sper să vă lămurească curiozitatea, domnul ministru. Da. Domnul președinte, dacă mi-ați fi dat voie la început, nu mai aveam această întrebare, dar acum asta e, avem întrebare. S-a constatat că nu erau asigurate nici prin bugetul inițial, dar nici prin rectificarea bugetară din august, fondurile necesare pentru întreg anul 2019, aferente cheltuielor obligatorii, cum ar fi pensii, salarii, alocații de stat pentru copii, indemnizații persoane cu handicap, indemnizații pentru persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, astfel că a fost necesar să suplimentăm bugetul cu sume pentru plata acestor drepturi. Și am să citesc. Altfel s-au alocat 2 miliarde de lei pentru plata până la finalul anului a dreptului de asistență socială, pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații, persoane cu handicap, indemnizații pentru persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, etc. 1,2 miliarde de lei pentru asigurarea plăților restante privind indemnizații de asigurări și sociale de sănătate pentru concedii medicale. 813 milioane de lei pentru asigurarea fondurilor necesare plății majorilor salariale ale personalului din unitățile sanitare publice. 766 de milioane de lei pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizat în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitalele generale.
460 de milioane de lei pentru achitarea diferențelor salariale prevăzute de legea 85 din 2016, restante în anul 2018 și sume aferente anului 2019 pentru investițiile de stat. Majorarea cheltuielor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 585,9 milioane de lei, în principal pentru asigurarea plății integrale a drepturilor de pensii pe luna decembrie. 1.800 de lei pentru plata facturilor deja existente aferente proiectelor finanțate din PNDL, 300 milioane de lei pentru asigurarea fondurilor necesare pentru derularea programului de susținere a dezvoltării, și asta o să vă placă, întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv a programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii Startup Nation, deci a trebuit noi să dăm 300 milioane, că nu erau bani acolo, și 20 de milioane de lei pentru programele destinate susținerii exporturilor, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale. 244 milioane de lei pentru achitarea tranșelor aferente hotărârilor judecătorești, având ca obiect dreptul de natură salarială și pentru plata daunor interese moratorii aferente unor hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, 279 milioane de lei pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților conform legislației în vigoare și 38 de milioane de lei alocațiile pentru susținerea cultelor religioase. Acestea au fost cheltuielile pe care noi le-am făcut, l-am plătit, erau facturile, erau acolo și a trebuit să le plătim. Și a omis două lucruri, domnul. A omite niște lucruri. 1,8 miliarde. Plata către frații Micula, plata rachetelor care a fost anticipată. Nu. Asta nu ne spune de ce a plătit anticipat în decembrie ca să majoreze deficitul și nu l-a plătit la termen, când era februarie. Păi, dar tot mai mult să întrebe, domnul, dacă e mulțumit de răspuns. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru întrebare. Sunt foarte mulțumit de răspuns și vreau să vă mai spun un singur lucru, pentru că a fost o chestiune publică, nu mai trebuie să ne spună ministru. Frații Micula executaseră conturile statului român. Asta apropo de ce putea fi evitat. Vă rog să nu luați locul domnului ministru de finanță chiar astăzi, nu? Da. Da. Doamna senator Pațurcă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Zanfir a anticipat o parte din întrebarea pe care doream să o adresez domnului ministru, pentru că am observat că fost ministru, da. Am observat într-adevăr că există o pasiune pentru alegerile anticipate, mai mult de atât anticipează și întrebările pe care le pun cei de la PNL, având răspunsurile scrise pe care le citește destul de bine, dar nu coerent. Legat de... Am înțeles. Nu știu dacă anticipează până la capăt sau cel puțin aș vrea să-mi explice domnul ministru de ce este necesar anticipat, așa cum vă place dumneavoastră, exact ce a întrebat și domnul Zanfir și poate primesc un răspuns, atât plata către frații Micula, cât și plata rachetelor anticipat. Era vorba de o dată scadentă în 2020. De ce ați considerat prioritar sau anticipat acele plăți? Mulțumesc. Da, vă rog. Cred că avem aici și nu se înțelege ce înseamnă decizie judecătorească. Judecătorească, știți foarte bine că în România deja erau, Romața era, avea conturile poprite, Ministerul Finanțelor Publice avea conturile poprite, deja alte instituții ale statului român aveau conturile poprite. Dacă nu plătem această factură în decembrie, nu am mai fi avut control al traficului aerian în România, pentru că Romața nu mai primea nimic din afară. Deci ar fi trebuit România să rămână în aer. Nu ne-am asumat acest lucru și am plătit această factură. Deja frații Micula a început să se execute și mai este ceva. Ne puteau executa în Statele Unite, emiterea de datorie publică, am fi avut probleme cu contul din Statele Unite, etc. Iar noi aici, ca principiu, vă spun, suntem un partid național liberal, noi suntem un partener onest al sectorului privat. Noi nu amânăm facturi. Dacă le-am făcut, le plătim. Și să știți că acest lucru s-a văzut în ianuarie, când sectorul privat a dat înapoi. TVA pe care l-am găsat în ianuarie a fost mai mare, este cel mai mare nivel din 2016. Am avut un vârf de TVA încasat și am returnat cu miliarde mai mult decât anul trecut. Deci când ești partener onest al sectorului privat, atunci sectorul privat îți dă înapoi și avem conformare voluntară. Referitor de la rachetele Patriot, eu vă spun că eu înțeleg aici că Partidul Social Democrat lucrează pentru partea care vrea să submineze siguranța națională. Noi nu. Noi refacem parteneriatele cu
Statele Unite, cu Uniunea Europeană, partenerii noștri din vest și nu susținem parteneriatele cu Estul și cu alții, alte puteri care vor să destabilizeze România. Mulțumesc, domnule ministru, și am înțeles de ce s-a făcut aceste plăți. Nu mi-ați răspuns la întrebare. De ce în avans? Totodată am înțeles legat de privat și de îngrijorarea pe care o aveți, dar totuși legat de arieratele privatului către public, ce puteți să ne spuneți? Depinde la ce vă referiți, care aliate. La... Aici a fost, este foarte bine că mă întrebați acest lucru, pentru că am început aici și aici de controle să vedem activitatea ANAF. Și am început cu proiectul RAMP. Vreau să știu de ce, de exemplu, au fost cheltuiți acei bani, proiectul de informatizare a ANAF, și nimeni nu se ocupă, nu plătește pentru acest lucru. Vreau să știu de ce, de exemplu, au fost făcute programe cum ar fi programul Iceberg, în care ANAF a cheltuit o groază de bani și când trebuia să încasăm, suma era foarte mică. Și referitor, și așa cum am spus, ceea ce privește de arieratele sectorului privat, antifrauda, cea care spunea că atunci a avut acele arierate erau în instanță, 70% dintre ele au fost clasate. Ne uităm la toate arieratele în sectorul privat și mergem acolo unde putem să încasăm. Veți vedea că această reorganizare a ANAF va aduce mai mulți bani la buget și vor reduce și arieratele. Au fost doar 3 luni de zile. Da. Domnul ministru. Domnul Năsui, deputat Năsui. Mai puțin, vă rog frumos, că e important. Da. Ales că domnul Zanfir a adus probleme. Domnul președinte, cine are cuvântul? Uitați, BP 912 per 2019 este o inițiativă legislativă înregistrată la Senat a domnului Simonis, care sună așa: propunere legislativă privind exonerarea clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ de rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii. Certați-vă cu domnul Simonis, domnul Zanfir. Nu are legătură, e cu totul diferit. Eu vorbesc de o hotărâre în altei curți care obligă BCR, Banca pentru Lucruri, să plătească statul român bani încasați ilegal. Am aflat de la Ministrul Finanțelor că statul român nu are nicio prerogativă, nu face nimic. Așteaptă să-i dea băncile. E în regulă? Așa se procedează? Cine se ocupă de recuperarea creanței? Cine? Păi nu. Cine se ocupă? Nu cumva ANAF trebuie să recupereze? Da, domnul Năsui, vă rog. Are legătură exact cu subiectul dumneavoastră și vreau să vă mai spun un lucru. Domnul Ciolacu, discuția. A adus pe reprezentanții băncilor în BPU Camerei Deputaților. Vorbiți cu dânsul. Hai să nu mai facem... Ne plimbăm că subiectul băncilor pentru locuințe este unul spinos. S-au făcut dezbateri și la această comisie. Nu cred că are sens mai reintrăm în ce puțin, nu din punctul meu de vedere. Domnule ministru, încă este ministru, eu am fost un admirator al dumneavoastră și un susținător al unor politici de la dumneavoastră, nu la toate. Și mie mi se pare că odată ce ați fost în postura de ministru, nu ați mai făcut lucrurile pe care le spuneați înainte că le veți face când veți ajunge acolo și lucruri care m-au entuziasmat inclusiv pe mine. Și cel mai grav lucru care s-a întâmplat este această creștere foarte mare a deficitului. Și știu că este moartea pasiunii să vorbești despre deficit, dar acesta este locul în care trebuie să vorbim despre el. Și acest deficit va avea consecințe, după cum foarte bine știți și dumneavoastră, foarte mari asupra României și asupra inflației și asupra cursului de schimb, că faimosul lăsați că nu o să fie criză, că intră în cursul de schimb, înseamnă că sărăcim cu toți, înseamnă că o să avem euro la 8 lei, înseamnă că cu toții vom fi mai săraci. Nimic nu o să fie gratuit din ce s-a făcut în ultimii ani și eu permit să spun că aveți și dumneavoastră partea dumneavoastră de vină. Da, 10 luni din anul anterior a fost domnul ministru Teodorovici în la butoane, să spunem, dar ați fost ministru în ultimele 2 luni când totuși a crescut deficitul foarte tare și să zicem că e o discuție despre cheltuielile care puteau să nu fie făcute în 2019 și puteau fi făcute în 2020 și care totuși au fost făcute atunci. Dar pentru 2020 ați propus un buget de 3,6%, cu 3,6% deficit. Și aș înțelege argumentul că trebuia să bugetați pensiile, doar că creșterea cheltuielilor, asta după ani succesivi în care cheltuielile statului au explodat,
sunt de 28 de miliarde de lei în noul buget pentru 2020, dintre care doar 16,5 sunt pentru pensii. Restul de 11,5 sunt alte cheltuieli, unde eu am admirat efortul noastră și voi fi întotdeauna alături de Ministerul Finanțelor, oricine ar fi ministru, în măsura în care este nevoie sau mă cheamă sau pot să ajut. Și am admirat efortul de a, de a ține în frâu cheltuielile, dar totuși 11,5 miliarde de lei în plus cheltuiți. Este enorm. Când ne dați exemplu Grecia, și e foarte bine că ne dați exemplu Grecia de acum cu excedentul, dar poate puteam și noi să fim mai aproape. Am patru întrebări. Dacă vreți, domnul președinte, le pun pe toate sau pun una și prins răspuns. Deci m-aș interesa de ce ați făcut această creștere suplimentară de cheltuieli în 2020. Și apoi mai am trei întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc și aprecierea, să știți că este reciprocă. Ne-am discutat. Da, dar treceți peste partea cu aprecierile, vă rog. Înainte de mai multe ori, știți că avem aceleași principii. Referitor la 2019, vă spun că cea mai mare frustrare atunci când ești un guvern liberal este să vii la guvernare și să vezi situația reală și să nu poți să implementezi un program liberal. Deci asta a fost problema pentru 2019. Eu sunt primul care sunt frustrat că nu am putut să facem un program cu adevărat liberal. Pentru că ce am găsit acolo, situația pe care am găsit-o cu o gaură de 18,9 miliarde de lei la venituri, nu ne permitea... Am zis 2020. Venim și la 2020. Nu suntem la declarații politice, lăsați chestia cu gaura că ați greșit-o. Domnul președinte, am auzit... Vă rog să-i răspundeți concret. Domnul președinte, am auzit numai declarații politice până acum, dați-mi voie să răspund domnului deputat. Pentru 2020... Știți foarte bine că și aici am avut discuții foarte multe atât cu Comisia Europeană, în principal cu Comisia Europeană, despre viteza cu care să reducem deficitul bugetar. Trecerea de la o politică fiscală prociclică către una neutră sau anticiclică, în contextul în care economia globală este în încetine, poate avea consecințe negative, dacă faci prea repede lucrul ăsta, poate avea consecințe negative pentru creșterea economică internă. De aceea am ales un ritm gradual de reducere. Dacă vom avea tot anul acesta rezultate așa cum am avut în ianuarie, veți vedea că deficitul va scădea sub 3,6% anul ăsta și vom reveni sub 3% anul viitor. Dar ar fi fost anul acesta o reducere a deficitului sub 3% în contextul în care deja erau antrenate cheltuieli, rate de angajament pentru PNDR sunt deja 30 de miliarde făcute în trecut și vin în viitor. Deja sunt făcute în guvernările anterioare. Toate aceste lucruri ar fi însemnat o reducere drastică și un impact negativ al politicii fiscale pentru economie. Un șoc negativ pe care nu are sens să ne-l asumăm. Dar, așa cum ați văzut și discuția pe care le-am cu investitorii străini, planul pe care noi îl propunem de reducere a deficitului bugetar gradual este un plan credibil. Și lăsați, mai am un singur lucru de spus aici. Referitor la cheltuieli. Nu este nimic suplimentar. Este legislația în vigoare. Ce am putut, am oprit. Am înghețat indemnizațiile demnitarilor și aleșilor locali. Am înghețat indemnizația de hrană. Am înghețat sporurile. Ce s-a putut face, am făcut. Vedeți că noi am făcut ceva, iar acum în Parlament vin și se desfac. Ordonanța 114, am scos ordonanța 114, iar acum în Parlament ei vin și o aruncă. Degeaba am fi făcut noi un buget cu 3% cu acest Parlament care vine și ne subminează din interior. De aceea avem nevoie și de anticipate. Următoarea mea întrebare, subminează Parlamentul. Dacă îmi permiteți, vă rog, eu cred că puteți să faceți mai mult în sensul că e trist că prima oară când această țară a depășit deficitul de 3% este cu propunerea unui buget al unui guvern care își spune liberal. Și este trist. Adică nici măcar Partidul Social Democrat, chiar dacă sunt de acord că făcea o contabilitate creativă, a se înțelege la limita griului și chiar poate peste, totuși îl țineau sub 3. E prima oară când s-a încălcat lucrurile astea din bugetul de bază. Repet, o amânare a cheltuielilor... Eu sunt de acord cu dumneavoastră, mi-ați spus să încetinim, să facem lucrurile gradual. Erau deja facturi, erau cheltuieli exigibile. Se duceau pe ESA și crește ESA oricum. Eu consider că aici 11,5 peste punctele de pensii nu erau necesare. Următoarea întrebare. Aș vrea, dacă puteți să-mi permiteți. Da. Vreau să mă întreb legat de un proiect de lege care mi este drag, care a fost semnat inclusiv de oameni din această cameră, inclusiv de președintele nostru de comisie, inclusiv de oameni din PNL și pe care l-ați susținut la Senat, un proiect de debirocratizare prin care românii să-și poată înființa firme mai ușor
să nu mai trească să ceară avizul tuturor vecinilor sus, jos, stânga, dreapta, dacă vor să-și deschidă o firmă cu condiția să nu desfășoare activitate în apartament. Și ați fost un susținător acestui proiect până când ați ajuns în Ministerul Finanțelor. Și aici aș vrea să vă întreb. Eu v-am solicitat punctul de vedere pe care l-ați transmis președinției, pentru că președintele Iohannis a retrimis proiectul în Parlament, practic l-a refuzat, nu a considerat că această debirocratizare e oportună. Și mă mire că dumneavoastră și astăzi spuneți că PNL se vrea a fi un partener onest al sectorului privat și chiar astăzi, culmea ironiei, apare și un nou clasament al Camerei de Comerț Europene în care România mai scade încă câteva poziții, un clasament de cât de ușor este să desfășoare afaceri. Și ați refuzat acest, sau ați dat, cum ați dat punctul de vedere? Este un punct de vedere pozitiv sau negativ pe care l-a dat Ministerul Finanțelor în scurtul mandat pe care l-ați avut? Să știți că nu am văzut punct de vedere, nu știu exact. Știu că la, în teoria trebuie să-l semnați. La proiectul de lege în Parlament am votat proiectul. Dar cred că dacă s-a întors în Parlament, este pentru a se corecta și nu cred că știți foarte bine că nimeni nu s-ar opune în Partidul Național Liberal. Acum... Știți foarte bine că dar spuneți-mi cu da sau nu, dacă a stat un aviz pozitiv sau negativ. Este un aviz cu rezerve. Pentru că este un aviz cu rezerve și este foarte bine că s-ar putea să fie cu observații. Pozitiv să fie sau cu negativ. Observații pe legislativă și vom vedea în Parlament întoarcerea de la președintele României, la președintele României, vom vedea cum pentru ce cere. Acum, dumneavoastră știți foarte bine că eu sunt primul care încearcă să reducă cheltuielile și am avut aceste discuții și eu am fost cel care a vrut să reducă foarte mult finanțele partidelor. Primul dintre cine? Și nu am găsit susținere chiar acolo unde mă așteptam. Să știți că în mine aveți susținere pentru lucrul acesta, deși acolo este o discuție despre democratică. Vă rog frumos, aveți altă întrebare. Da, mai am încă două întrebări, vă rog. Încă una, vă rog. Mă permiteți una? Una. Mai am două. Bine, una. Atunci, avem o situație foarte specială în compania Taro. Taro-ul mai are bani cât să funcționeze până în martie-aprilie. Și CEO și-ați dat o ordonanță care a fost atacată, înțeleg, de către avocatul poporului la Curtea Constituțională. Ați cerut un ajutor de urgență, ajutor de stat de urgență, de salvare, cred că așa se numește. Oricum, el se dă, înțeleg că e un împrumut pe 6 luni care se dă și se dă cu acordul Comisiei Europene. Întrebarea, vă rog. Întrebarea este dacă Comisia Europeană ne-a dat ok-ul pentru această salvare de urgență pentru 6 luni și dacă în 6 luni, când trebuie rambursat acest împrumut, compania... Îl va putea rambursa, pentru că acolo senzația mea e că sunt niște probleme structurale. Adică nu e ca și cum ea are acum un gol de finanțare de 6 luni, îi dăm și îi dă înapoi. E o problemă care va dura multă vreme. Și deputat, știți foarte bine... Deci ce a spus, dacă ne-a dat ok-ul Comisia Europeană și ce facem după 6 luni? Astea sunt întrebări. Deputat, știți foarte bine că un ajutor de salvare nu se poate da fără avizul Consiliului Concurenței, în primul rând. Deci avem avizul Consiliului Concurenței care susține ajutorul de salvare pentru CEO și pentru Taro. În al doilea rând, nimic nu se va duce către aceste companii fără avizul Comisiei Europene. Așteptăm avizul Comisiei Europene. Aceste împrumuturi de salvare sunt condiționate. În momentul în care nu se mai face... Eu știu că Comisia a zis nu și vreau să vă întreb. Nu avem avizul, nu știm ce se întâmplă după 6 luni. Ce trebuie să știm? Și aici întrebarea este, ar fi fost mult mai bună dacă ne întrebam de ce au ajuns aceste companii în această situație. Nu formulăm întrebarea. Situație în care trebuie să aibă ajutor. Mulțumim, domnul ministru. Tarom, CEO, CFR Infrastructură, CFR Călători, se duc bani în aceste companii, se duc bani care puteau să se ducă către alte destinații. Asta era o întrebare care zic că era mult mai bună. N-are legătură cu întrebarea domnului ministru. Domnul ministru, un guvern demis poate promova politici noi? Suntem aici la audiere pentru a avea un vot în Parlament. Nu, era o întrebare simplă. Poate promova politici noi un guvern demis? Bineînțeles că poate să ia decizii și poate să promove hotărâri de guvern și așa mai departe. Nu. Mulțumesc frumos! Da. Domnul deputat, domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe cu un scurt comentariu și două întrebări punctuale. Comentariul este având în vedere și ceea ce a întrebat domnul senator, domnul președinte Adinauri. Ceea ce se întâmplă, din păcate, astăzi în acest spațiu este, s-ar caracteriza în Uniunea Europeană ca o mascaradă, în Balcani ca un caragioslâc, iar aici, în România, ca o panaramă. Deci, cum să vii să ceri
să ceri aviz pozitiv pentru a fi ministru când tu declari că nu-ți dorești să fii ministru. E o premieră românească. Dar, președinte, eu n-am declarat niciodată așa ceva. Vă să-mi arătați o declarație în care eu am spus că nu doresc să fiu ministru. Deci doriți să fiți ministru, dar nu vă lasă domnul prim-ministru. Bun. Asta e un comentariu, n-am nimic cu dumneavoastră personal, domnule ministru, dar e o declaritate pe care toată lumea de aici cred că o are și era bine să fie lămurit. Acum, bun, deci colegii dumneavoastră sunt ok cu situația. Domnule ministru, așa cum știm cu toții, tehnicile de manipulare a pieței sunt și mai grobiene și mai rafinate. Trecând peste declarațiile dumneavoastră apocaliptice când ați găsit la domnul ministru Teodorovic două registre stil Al Capone, e stilul grobian, stilul mai rafinat, dați-mi voie să vi-l prezint pe scurt. Pe data de 10 decembrie seara ați publicat proiectul de buget pe 2020 cu un plafon al datoriei publice de 45%. Cu fusul orar adecvat, Standard & Poor's dădea un trend negativ pentru ratingul României, lăsându-l la BBB-, dar cu apreciere negativă, urmând ca a doua zi, pe 11 dumneavoastră, să publicați un grad al datoriei publice de 40%. Întrebare. Cui folosește acest lucru? Că statului român și României sigur nu. Asta e prima întrebare și a doua, pentru că a scurtat din timp. Având în vedere declarațiile noastre publice cu privire la schimbarea acționariatului CEC Bank și având în vedere faptul că e de notorietate că dumneavoastră vă doriți privatizarea CEC Bank, aș dori să vă întreb, având în vedere că alte țări, statul are o pondere, în alte țări, statul are o pondere importantă în sistemul bancar, aș vrea să vă știu clar punctul dumneavoastră de vedere cu privire la ponderea unui stat în sistemul bancar național. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vă rog, domnul ministru. Domnule președinte, referitor la limita de îndatorare publică, acolo a fost o erare materială, a fost corectată imediat, nu are nicio legătură cu Standard & Poor's, dar aș vrea să vă citesc din raportul Standard & Poor's, din păcate l-am doar în engleză, dar sunt sigur că nu o să fie o problemă, care spune așa în prima frază. Large spending deviation by previous government have forced Romania's current leadership to bla bla bla. Deci, large spending deviations by the previous government. O să-i dau cuvântul deci și domnului ministru Teodorovici, dacă intrăm în această dezbatere. Da, deci asta este S&P. Asta e primul. Referitor la strategia pentru instituție financiar bancare, la care statul este acționar unic sau majoritar, așa cum am spus în programul de guvernare pe care îl aveți astăzi aici, o vom face publică și o vom dezbate. În ceea ce privește cât trebuie să aibă statul într-o instituție, eu aș vrea să-mi spune, să-mi arătați studiul ăla care arată că statul trebuie să aibă și analiza care arată că este profitabil sau să nu aibă, sau cât trebuie să aibă. Opinii personale putem să avem toți. Dar dacă ne uităm la instituții, la țările care au o istorie financiară puternică, instituție financiară puternică, vedem că acolo statul nu are. Dar sunt țări cum ar fi țări cu conduceri dictatoriale, să spunem, spre care unde statul deține și nu mai bănci. Statul vrea să deține orice, pentru că așa s-a făcut înainte. Vor să deține orice. Polonia, de exemplu, cum e cu conducerea acolo? E democratică sau dictatorială? Polonia, la ce vă referiți cu Polonia? Că nu sunt analist politic, nu-mi dau seama la ce vă referiți. Nu-mi dau seama la ce vă referiți. Polonia este... Nu sunt analist politic. Dar nu e ce de... Statul în Polonia are o pondere importantă în sistemul bancar. Asta vă zic. Ce pondere are în stat? Spre 50%. Da? Și cum a ajuns acolo? Domnul președinte, dar asta este o dezbatere de politică publică, că aici și eu sunt de partea domnului ministru. Adică chiar ne dorim să mai avem mamuți de stat tip Bancorex și toți aia? Adică chiar asta este dorința? Adică dacă vrem să avem o discuție de dezbatere, o dezbatere poate politică să rămână o bancă publică, românească, asta este întrebarea. Nu știu dacă este bine. Nu e bine, bine. Domnul președinte, și referitor la Panorama, dumneavoastră ați votat căderea guvernului Grindeanu. Referitor la Panorama, că întrebați de Panorama mai devreme, că asistăm la o Panorama, dumneavoastră ați votat căderea guvernului Grindeanu. Pe cine întrebați? Iar dumneavoastră, îmbunătățiți de departe, adică aduceți plus valoare acestei greșeli pe care PSD-ul a făcut-o, dumneavoastră aduceți plus valoare. Adică nu discutăm de guvern, noi am votat guvernul următor, dumneavoastră nu o să-l votați. Doamna deputat Hărău, senator, mă scuzați.
Da. Erau prea mulți deputați pe dreapta. Domnule ministru, problema suscită interesul mass media, interesul politicienilor și în principal interesul românilor. Așa încât vă întreb, până la sfârșitul anului, aveți intenția să măriți taxe, impozite? Dacă da, care și la ce nivel? Mulțumesc. Senator, am declarat, cred că de zeci de ori, că nu se schimbă nimic la codul fiscal în 2020, cred că nici în 2021. Codul fiscal este, facem o analiză a codului fiscal să vedem dacă este mult prea complicat și creează probleme pentru activitatea economică în România. În momentul când o să avem această analiză, vom vedea. Dar ca principiu, noi știți foarte bine că suntem pentru taxe mai mici, mai puține, un cod fiscal mai simplu. Asta e ceea ce vedem, dar menținem cota unică, nu se atinge nimeni de cota unică. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Suciu Matei. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Mărturisesc că de câteva ore de când ne aflăm în această ședință am reușit să mă elucidez asupra unei întrebări care recunosc eu nu-i găseam un răspuns, un răspuns care să stea în picioare. Și anume, de ce unii dintre miniștrii guvernului din care faceți dumneavoastră parte au concediat liftierele? Și vreau să vă spun că acum îmi explic, 4,6% deficit pe anul în 2020, cred că și liftiera putea să-și ia angajamentul. Este un deficit care nu vă face cinste, cu tot respectul. V-ați dus la o limită pe care n-am fi bănuit-o la precedenta întâlnire de niciun fel, de nicio culoare. Întrebarea este de ce nu v-ați dus la 4,65, 4,7, pentru că așa cum ați spus dumneavoastră, vă propuneți să respectați legea pensiilor și să majorați punctul de pensie prevăzut în această lege. De ce nu vreți să respectați și legea prin care Parlamentul României și după aceea președintele țării a promulgat acea lege de dublare a alocațiilor copiilor? Asta ar fi o primă întrebare. 2. De ce ați depășit previziunea de a încasa în cele numai două luni, noiembrie și decembrie, cu 4,6 miliarde de lei? Ați spus cumva că vă gândeați că o să încasați dividendele de la întreprinderile de stat și că erau taxele pentru 5G. Dar, domnule ministru, dacă dumneavoastră n-ați avut o discuție, n-ați avut o informare, n-ați avut discuții atunci când ați făcut rectificarea bugetară din noiembrie, pentru că nu vă face cinste aceste, eu știu, sincope, aceste bâlbe. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Domnule președinte, ați început cu a doua, pentru că e mai simplă. Să știți că am preluat analizele făcute, am preluat un buget deja făcut, am preluat analizele făcute de ministrul precedent. Acolo se spunea foarte clar, licitațiile 5G sunt în venituri, nu puteam să le scot eu, voiam eu să le scot, erau acolo, erau luate în calcul și dividendele la fel, erau în venituri. Era exact analiza pe care o lăsase precedentul ministru. Referitor la alocațiile copiilor. Acum, știți foarte bine, noi suntem aici la Comisia Buget Finanțe. Și știți foarte bine că nu aveam cum, până la rectificare, să aloc bani pentru aceste alocații. Și de aceea a fost luată decizia de a fi prorogat până la 1 august. Acum, știți foarte bine că în Parlament, atât legea pensiilor, dar și legea alocațiilor, au fost votate fără sursă de venit. Mi se reproșează că nu am dublat alocațiile, dar în același timp, cred că România ar trebui să se întrebe cum poate să treacă prin Parlamentul României un amendament fără sursă de venit, atunci când Constituția României spune foarte clar că orice cheltuială trebuie să aibă și sursă de venit. Cum putem să fim atât de irresponsabili și să nu dăm sursa de venit? Asta trebuie să întrebe românii, nu știu care este răspunsul la întrebare. Domnito, era înainte de buget. S-a mai trecut odată și aprobat chiar în timpul bugetului ca amendament fără sursă de venit. Da. Lăsați-o, că nu e. Domnul deputat Popescu Pavel.
Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, dacă îmi permiteți în primul rând o remarcă sau un sfat, pentru că am văzut cel puțin trei colegi în urmă cu câteva minute că v-au invocat acest deficit bugetar și eu am impresia că atunci când ați citit acea frază cu large spendings of the previous government, colegii, majoritatea colegilor din opoziție n-au înțeles-o. Dacă puteți să o traduceți și în română ca să înțeleagă colegii problema deficitului și, sincer, sau în alte limbi, nu știu, puteți... în mandarină, dar lăsând această chestiune importantă la o parte, cred că le-am dat răspunsul colegilor. Domnule ministru, întrebarea mea este serioasă cu privire la informatizarea ANAF-ului. În ultimele luni de zile s-au făcut niște pași importanți în crearea autorității pentru digitalizarea României și din acest punct de vedere aș putea spune că în momentul de față se vede în piață o aliniere a mediului privat, pentru că ați pomenit mediul privat și mediul cel public, instituțiile publice. Toate exemplele de succes, absolut toate exemplele de succes de digitalizare din Europa s-au bazat la un moment dat pe partajarea datelor cu băncile și cu telco-urile, cu operatorii mobili. Se pare că în România există deschidere de această dată pentru bănci și pentru telco-uri și întrebarea mea este dacă în relația bună, cum se bine știe, de dialog pe care o aveți cu acest mediu privat, veți milita sau puteți să setați un plan astfel încât băncile și telco-urile să stea la masă pentru această digitalizare și interoperabilitate care va surveni în urma discuțiilor cu ministerul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul președinte, da, cred că cel mai mult am declarat despre acest obiectiv al meu de a informatiza ANAF. Este un lucru care în România astăzi nu ne face cinste. Să forțezi sectorul privat să-și cumpere case de marcat acum 3 ani de zile, să tot prorogi legea care îi amendează dacă nu știau case de marcat și tu să nu fii în stare să-ți ai un soft să legi case de marcat de ANAF, arată clar. N-am înțeles, întrebarea era legată de casele de marcat? Informatizarea ANAF, domnule președinte, înseamnă și legarea de casele de marcat. Este un proiect pe care îl finalizăm în acest an. N-a fost finalizat în ultimii 3 ani de zile, se va finaliza în acest an. Așa cum am început și cu ridicarea popirii pe conturi automat, așa cum face și SAFTE-ul, așa cum face și restul informației. În acest moment, caietul sarcini pentru CSAT este pregătit și mergem mai departe cu informatizarea ANAF. Ceea ce n-a făcut nimeni în ultimii 30 de ani de zile, vom face noi în acest an. Mulțumesc. Da, extra. Da. Doamna senator, din, vă rog. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Domnule ministru, remarc faptul că discuțiile au migrat preponderent către politica bugetară și că am avut doar referiri succinte la politica fiscală. Dumneavoastră ați exprimat aici câteva lucruri, dar m-am uitat și în programul de guvernare pe care ni l-ați înmânat și cumva cred că se produce un pic de confuzie, având în vedere afirmațiile din timpul ședinței și cele scrise. Văd că, începând cu noiembrie 2019, a început o tranziție de la o politică fiscală prociclică spre o politică neutră, anticiclică. În primul rând, aș dori să înțeleg care este opinia dumneavoastră privind situația economiei românești. În ce fază a ciclului economic se află economia românească și în acest context ce înseamnă prociclic și ce înseamnă anticiclic. Mulțumesc frumos! Mulțumesc eu, domnul ministru! Știți foarte bine că anul trecut, dacă ne uităm la ce se întâmplă cu producția industrială, un șoc negativ pentru creșterea economică, ar fi trebuit să vedem o economie care stagnează, o economie care este lovită. Și totuși, partea de consum s-a menținut. Partea de investiții din finalul anului a menținut.
Acum, unde suntem în partea de ciclu economic? Suntem în continuare peste potențial. Și de aceea, o politică fiscală relaxată, cu un deficit mare, din punctul meu de vedere, este o politică prociclică. Și ceea ce facem noi, și asta e discuția și cu Banca Națională, este să cuplăm acest mix de politici, politică monetară și politică fiscală. O politică fiscală care merge acum în direcția, și de aceea îi spuneam și domnului deputat mai devreme, mergem spre o direcție în care să țintim un surplus, un echilibru, în primul rând, și apoi surplus bugetar, este o politică monetară, o politică fiscală care scoate această presiune din economie. În continuare vedem economia peste potențial astăzi și de aceea când spun că ne mutăm spre o politică anticiclică cu un deficit mai mic sau neutră chiar, la asta mă refer. Dacă economia ar fi fost într-o criză economică, am fost discutat altfel, dar nu este așa ceva. Astăzi suntem într-o perioadă de creștere peste potențial în continuare. Apreciez că există un risc de supraîncălzire al economiei și atunci politica fiscală anticiclică ar fi o politică prin care taxele și impozitele ar crește, dar mai devreme ați făcut alte afirmații. Dacă nu este nevoie doar de taxe și impozite. Reducerea cheltuielilor, reducerea deficitului bugetar îți arată clar că se scoate stimulul fiscal din economie. De acolo se vede. N-au nicio legătură cu taxe și impozite. Poți să faci prin taxe și impozite să reduci deficitul, dar noi nu facem așa. Noi am spus că nu umblăm la taxe și impozite, iar ca să scoți stimulul fiscal din economie, ca să nu pui gaz pe foc cum s-a făcut în ultimii 3 ani de zile, trebuie să reduci deficitul bugetar. Și asta am făcut. Am umblat pe partea de cheltuieli. E adevărat că poate nu este de ajuns și poate că în viitor să ne uităm și pe partea de venituri. De aceea, deocamdată, ne uităm pe partea de venituri la informatizarea ANAF, care, așa cum am spus, aduce în plus, în toate țările unde s-a făcut, aduce în plus cam 1% din PIB. Cu tot respectul, domnule ministru, dumneavoastră aduceți în discuție în continuare instrumente ale politicii bugetare, iar întrebarea mea este vis-a-vis de politica fiscală și instrumentele politicii fiscale pe care le aveți în vedere pentru a acționa în scop anticiclic. Și v-am spus că acolo nu umblăm în 2020, deocamdată umblăm doar la politica bugetară. Deci politica fiscal-bugetară, ca să fie foarte clar, este cea care se mișcă, nu doar politica fiscală. La politica fiscală, această componentă a politicii fiscal-bugetare, nu o afectăm pe termen scurt. Pentru clarificare, în programul de guvernare se face referire distinct la politica fiscală, iar aceste afirmații privind măsurile anticiclice se referă strict la politica fiscală. Mulțumesc. Da. Domnul senator Tanțuș. Mulțumesc, domnule președinte. O să-mi cer scuze față de colegi, față de domnul ministru, o să deschid o scurtă paranteză, pentru că la începutul ședinței, doamna deputat Chichirău își făcea griji pentru UDMR și pentru modul în care vom vota noi. Trebuie să vă spun, stimată doamnă, că știm foarte bine cum o votăm, cum o vota, și știm de asemenea că atât PSD-ul, cât și PNL-ul, cât și celelalte partide care mai sunt în sală, au avut, la un moment dat, responsabilitatea guvernării. Dumneavoastră încă n-ați avut această responsabilitate și, din acest punct de vedere, încă sunteți partidul zero. Cu zero responsabilitate și cu zero rezultate. Știe și domnul Câțu ce înseamnă să preia... Doar că am pus numărul la înfiedicarea legilor justiției. V-am ascultat noi n-am susținut distrugerea întrerupt, justiției în România. Asta e o mare realizare a USR-ului. Vreau doar să nu întrerupeți vorbitorul. Bine, dar atunci, domnul președinte, trebuie și vorbitorul să pună întrebări către ministru, nu către noi, nu-i așa? Și asta e responsabilitatea exact, dumneavoastră. Știe exact ce a preluat și cum trebuie să gestioneze această problemă. Și... apreciez modul în care domnul Cățu a înțeles din prima zi că nu poate să aplice terapie șoc la economie. Chiar dacă vede altfel politica fiscală sau politica bugetară decât fostul guvern PSD, știe foarte bine că nu poate să ducă toată țara în gard. Pentru că a majora astăzi impozitele și a implementa de azi pe mâine o politică fiscală anticiclică, asta ar putea să însemne. Eu aș vrea să aud un angajament din partea domnului ministru, nu este o întrebare. Un angajament cu privire la măsurile de investiții sau programele de investiții care sunt în curs de derulare, care au fost lansate de precedentele guverne, că nu știu câte au fost în ultimii, nu știu, 3, 4, 5 ani, cu privire la finanțarea infrastructurii sanitare, spitale, finanțarea infrastructurii rurale,
drumuri, străzi, canalizare, apă în zona rurală, școlile și grădinițele care au programe începute, care au contracte semnate, programul Startup Nation, pentru că asta înseamnă guvernare responsabilă. Să nu aruncăm pe fereastră tot ce nu ne convine la un moment dat sau pe care, unde am fost critici la un moment dat. Guvernul, indiferent de culoarea politică, are un angajament și o responsabilitate față de firmele care au semnat contracte multianuale, față de persoanele care lucrează la aceste firme și care își așteaptă salariile de la statul român în mod indirect, pentru că statul a fost în calitate de beneficiar aici și asta înseamnă responsabilitate. Mulțumesc, domnule ministru. Să-i dai lui. Da, mulțumesc, domnule senator. Domnule președinte, da, investițiile sunt un subiect important și un capitol important în acest buget și, bineînțeles, pentru o guvernare liberală. Așa cum am spus, în ultimii ani s-a atins un minim a investițiilor la buget și este PNP. Asta, o vedem și în raportul Comisiei Europene, o vedem în mai toate rapoartele. De aceea am construit un buget pentru 2020 care crește investiții față de cel puțin bugetate față de anul trecut, dar am pus acea distinție între venituri la investiții finanțate de la buget și investiții finanțate de la din fonduri europene, pentru a atrage și fonduri europene și a reduce presiunea pe buget. Mai devreme a fost și o întrebare despre spitale regionale și aici vreau să vă asigur că am discutat cu BEI, cred că de trei ori m-am întâlnit până acum, toate spitalele regionale sunt pe ultima sută de metri, primul spital regional va începe este Iașiul, încerc să-i grăbesc, dar se pare că procedurile și acolo sunt puțin complicate, dar primul spital care va începe va fi cel de la Iași. Da, e greu, deci știți foarte, spitalul regional va fi cel de la Iași. În ceea ce privește... O să vă mulțumesc când intră în funcțiune. Celelalte, eu vă spun că mă ocup... Nu mai avem medici până atunci, da. Vă spun că acest lucru începe. Întâlnirea cu BERD, ceea ce încercăm să facem, BERD, PEI, toate aceste instituții, încercăm să reducem povara fiscală de pe buget, să aducem alte surse de finanțare pe termen scurt până vin bani din fondurile europene, să creăm această diferență. Știți foarte bine că banii din fonduri europene nu vin imediat și atunci ai nevoie de o perioadă de finanțare dacă vrei să începi proiecte astăzi. Și atunci folosim această finanțare, folosim structuri financiare din aceste instituții. Dar vom începe aceste proiecte și am spus, sunt prioritare și autostrăzile Sibiu-Pitești și Comarnic și Autostrada Unirii. Dar în același timp am făcut un alt lucru, ce așa nu a mai făcut niciun alt ministru. M-am uitat în buget și am cerut o analiză a tuturor proiectelor de investiții, programe de investiții care au fost bugetate la începutul anului, în fiecare an și nu s-a început nimic. Pentru că acesta este un mod de a de a exagera investițiile în buget, de a crea buffer în buget, ca apoi banii să fie luați, să fie duși către alte cheltuieli. Noi nu vom face acest lucru. Banii din buget vor fi cheltuiți, banii din buget pentru investiții, se vor duce la investiții. Nu vor merge să cheltuie către baron local, nu vor merge către buzunarele partidului, nu vor merge către alte destinații. Vor merge direct către investiții. Și mai este ceva. Ați văzut că deja am fost împotriva acelui fond de investiții, de dezvoltare și investiții. Am spus că acolo lucrurile nu sunt curate. Ceva nu este în regulă. Și că banii se sifonează la buget, a intrat și DNA pe fir și vedem care sunt rezultate. Eu vă promit și dumneavoastră și vă promit tuturor colegilor că acolo unde avem, voi face controle peste tot unde avem probleme și vom vedea cum au fost cheltuiți banii publici. Pentru că nu trebuie să ne mai batem joc de banii românilor. Să punem banii în buget 4% la începutul anului și în timpul anului să luăm banii să-i aruncăm către alte destinații. Acest lucru nu se va mai întâmpla. Mulțumesc, domnul ministru. Sunt mult mai liniștit acum că am aflat de la dumneavoastră că v-ați uitat în buget. Totul e bine, dacă ministrul finanțelor se uită în buget. Domnul deputat Pop. Domnule ministru demis și interimar, întrebare scurtă. Programul anual de colectare a veniturilor bugetare a fost publicat pe site-ul Ministerilor de Finanțe? Da sau nu? Colectarea ANAF trebuie să fie pe site-ul ANAF. Și dacă vreau să găsiți ceva pe site-ul ANAF, programul anual de colectare, vă atrag atenția că aveți obligația legală de a face acest lucru în cel mult 30 de zile de la publicarea bugetului. Domnule Cîțu, în 2018, ca să... O secundă să vă răspund la întrebare. Domnul deputat, am auzit aseară iarăși că aveam obligația să publicăm după 30 de zile programul de administrare a datoriei publice. Nu e adevărat. Deci, eu zic să verificați. Nici acel lucru adevărat, nici acel... Domnule ministru, să presupunem că dumneavoastră chiar
doriți ca acest guvern să fie investit. Așa că aș vrea să aflu viziunea dumneavoastră ca economist. În martie 2018 spuneați în felul următor: România trebuie să uite de educație și sănătate ca priorități, să terminăm cu propaganda. Și ca prioritate zero trebuie să fie mediul privat. Parțial sunt de acord cu dumneavoastră că mediul privat este important. Dar oare nu educația este cea care dezvoltă mediul privat? Nu sănătatea este cea relevantă pentru creșterea productivității? Domnule ministru, vă mențineți aceste declarații? Că mediul privat este mai important ca educația și sănătatea? Domnule deputat, îmi mențin întreaga declarație dacă o citiți. Dacă citiți întreaga declarație, mă mențin. Dacă doar citiți frânturi din ea, nu am cum să mă mențin. Și atunci haideți să vă explic despre ce era vorba acolo. Și dacă vedeați, moderatorul a spus foarte clar în momentul în care a spus acest lucru. Am spus că au fost priorități educația și sănătatea. Și au bătut joc de aceste sectoare. Au aruncat bani în aceste sectoare, iar nu se vede nimic după ani de zile. Știți câți bani s-au cheltuit pentru educație și sănătate în ultimii ani? Aproape 170 de miliarde de euro din 2006 și până acum. Nu se văd acești bani. La acest lucru mă refeream. Să le facem cu adevărat priorități. Și dacă vrem cu adevărat să cheltuim bani pentru sectorul, pentru educație și sănătate, avem nevoie de un sector privat puternic ca să plătească pentru aceste lucruri. Banii pentru educație și pentru sănătate vin din sectorul privat. Contribuțiile pentru pensii, pentru contribuțiile sociale vin din sectorul privat. Acolo apare plus valoarea. De asta tot strig pentru un sector privat puternic. Nu un stat puternic, un sector privat puternic ca să plătească și pentru autostrăzi, și pentru sănătate, și pentru educație. Pentru toate aceste lucruri ai nevoie de sector privat puternic. De aceea am început acest parteneriat cu sectorul privat și se vede din prima lună a acestui an. Mulțumesc! Domnul deputat Neagu. Mulțumesc, domnule președinte. Oricum era o întrebare legată de ceva ce ar trebui să apară pe la Ministerul de Finanțe sau la ANAF, dar pentru că noi discutăm cu un ministru interimar în acest moment, dar desemnat pentru următorul guvern. N-aș fi intervenit, domnule Zamfir, pe ceea ce ați început dumneavoastră, dar și totuși, dacă ați fi citit, dumneavoastră erați la o comisie. Nu discutați cu mine? O comisie. Vreți să... și, facem? Vă rog, și cu dumneavoastră. Permiteți, vă rog, să luați act că această audiere de neinvestitură s-a transformat într-o... O comisie care acum ați definit-o corect. Cafea, dacă... De investitură, nu altă. Nu, e de neinvestitură. Asta acum, e. Chiar dacă spunem dumneavoastră sunteți un ministru interimar în acest moment, avem declarațiile dumneavoastră, programul de guvernare, intențiile pe care le aveți la nivelul Ministerului de Finanțe și în totalitatea politicii bugetare fiscale pentru reducerea deficitului pe care l-ați determinat pentru 2020, pornind de la cel din 2019 și, bineînțeles, pentru 2021-2022, cu certitudine, un echilibru între cheltuieli și venituri, sau mai corect spus, o atenție sporită asupra nivelului cheltuielilor și asupra veniturilor colectate la stat, este extrem, extrem de important din punct de vedere al Ministerului, deci al dumneavoastră. Și atunci întrebarea este ce facem la ANAF. Înțelegem că suntem în proces de reorganizare a ANAF. V-aș ruga să ne explicați un pic mai pe larg în ce constă acest proces de reorganizare. Înțeleg că se duce concomitent sau aproape cu un proces de informatizare și dacă el se duce înspre un final în viziunea dumneavoastră, cam la cât vom reuși, vom ajunge cu veniturile din produsul intern brut colectate într-un interval de timp, 2021-2022. Mulțumesc, domnule deputat. Primul rând, aș vrea să vă spun de ANAF că site-ul ANAF pe care l-am preluat a fost votat cam cel mai slab sau cel mai urât site din România câțiva ani la rând. Este un site pe care am încercat să-l schimb, deci am încercat să-l schimb și nu pot să-l schimb pentru că este făcut din fonduri europene și trebuie să aștept să se ducă perioada de
4 ani sau 5 ani. Deci, ideea este următoarea. Banii aceia din fonduri europene au fost, folosiți pentru a face acel site pe care nu-l folosește nimeni astăzi, dar vom avea un site nou chiar și cu aceste probleme. Haideți să vă spun ce am găsit la ANAF când am venit. Am găsit controle care durează luni și chiar ani de zile. Am companii care se plâng că ANAF stă pe capul lor câte 5-6 ani de zile și nu pot să-și mai facă activitatea. Ineficiente. De multe ori se blochează artificial mediul de afaceri. V-am spus mai devreme că 70% dintre cazurile antifraude au fost casate în instanță. Deci am blocat companii, iar 70% dintre cazurile au fost casate în instanță. Avem o analiză de risc neintegrată și neunitară. Deci astăzi fiecare își face analiza de risc după cum dorește. Și foarte bine că prin reorganizare va exista un departament special de analiză de risc care va coordona. O instituție, aici nici nu mă trebuie, insuficient informatizată, cred că toată lumea știe cât de informatizat este ANAF. Cum am stat cu acest ANAF atâția ani de zile neinformatizat, ar trebui să își pună românii întrebarea și să adreseze celorlalți care au fost până acum la guvernare. Cum de s-a putut ca până astăzi ANAF să nu fie informatizat? Dar vom informatiza ANAF, așa cum v-am spus. Rambursări TVA întârziate, miliarde de lei. Companiile aveau miliarde de lei care nu, pe care nu-i primeau, deși trecuseră prin toate procedurile. Li se spunea mulțumim, că domnul și ministru. Mai nu veniseră. Am trecut din nou la declarație. Peste 900 de funcții de conducere neocupate, da. Definitiv și prin concurs. Și ce înseamnă reforma? Pentru că ați întrebat de reformă. Primul înseamnă reducerea numărului de vicepreședinți de la 4 la 3. Reducerea numărului de angajați de la 4 2000, la 3 este reformă. Cu 2000 și numărul de conduceri cu 150. În același timp, deja vedem rezultatele și așa cum am spus, doar cele câteva proiecte de informatizare pe care le avem în vedere anul acesta, în toate țările pe care le-au implementat, similare, au dus cu creșterea venitului la buget cu cel puțin un punct procentual din PIB. Un punct procentual din PIB. Doar aceste lucruri, două, trei lucruri. Vă spun că eu, dacă reușim să facem doar să se facă plata, pentru că astăzi nu mai trebuie să vorbim de site-uri și de să mergi pe site. Să faci plata și să-ți vezi contul ANAF prin o aplicație de mobilă, eu zic că mi-am făcut treaba la ANAF. 30 de ani de zile au ținut acea instituție în întuneric. În întuneric. Și acum o să reparăm acest lucru în cele 12 luni, să cât mai avem. Păi dacă v-ați făcut treaba așa de bine un parlament din ăsta care v-a încurcat tot timpul, de ce nu vreți în continuare? De ce face mascarada? Unde nu vreau, domnul președinte? Nu, doamna, ca și ministrul de finanțe vorbesc cu tot guvernul. Sunt aici pentru a... Suntem aici pentru audieri, pentru anticipate. Domnule, audierea, candidatul propus de către prim-ministru de senat la funcția de ministru, la funcția... Eu de asta sunt aici astăzi. Dar tot dumneavoastră ați vorbit de anticipate. O să vedem ce faceți. Da. Doamna deputat Bran. Mulțumesc frumos, o întrebare foarte scurtă. Conform unor apariții apărute în spațiul public, este unor publicații, este adevărat că l-ați schimbat pe șeful ANAF de la Gorj pentru că acesta ar fi făcut o plângere penală unui coleg de-al dumneavoastră sau unui rude de-a unui coleg de-al dumneavoastră? Nu este adevărat. L-ați schimbat sau nu l-ați schimbat? Nu este adevărat. Nu este adevărat. Ce n-ați înțeles? Răspunsul e foarte clar. Nu-i rude, mă. N-a reacționat. N-am dat un plex cu pumnul și cu piciorul. Ce nu e adevărat? L-a schimbat sau nu l-a schimbat? Doamna Bran, e adevărat că l-a schimbat pe șeful ANAF când ați venit la guvernarea de la Gorj pentru că ați avut un interes personal acolo? Domnul Vâlceanu, a fost schimbat. Este adevărat că ați avut un interes personal acolo? Domnul Vâlceanu, chiar dumneavoastră interveniți. ANAF de la Gorj a fost schimbat când ați venit la guvernare. De ce l-ați schimbat? Ați avut un interes personal? Chiar nu? Domnul Vâlceanu răspunde la întrebarea asta? Zău, mi se pare... Domnul Vâlceanu, ați ratat ocazia. Nu răspunde la această întrebare, domnul deputat Pau. Ați ratat ocazia să tați. Vă rog frumos, liniște, că continuăm. Când ați venit dumneavoastră peste de la guvernare, că ați avut o chestiune personală acolo, e adevărat? Dumne, e adevărat că ANAF Gorj a făcut o plângere penală împotriva firmei tatălui dumneavoastră, Dumnezeule. Bună ziua, domnule președinte. Chiar așa vă treziți vorbind. Hai, trebuie să tăceți din gură. Domnul Vâlceanu,
Doamna mai mare adevăr este că suntem la audieri, vă rog să vă păstrați calmul. Domnul deputat Pau. Bună ziua, bună ziua, domnule președinte, domnule ministru. Voi porni de la o realitate. Cu certitudine în sală avem doi foști prim-miniștri și cu certitudine măcar unul își mai dorește un mandat la Ministerul Finanțelor, mă refer. Cred că amândoi. Și aș începe, am patru întrebări și toate să știți că nu sunt legate de ceea ce vă doriți să faceți, că nu am convingerea că vă veți mai avea un mandat. Și o să vă pun patru întrebări pe ceea ce s-a întâmplat până acum. Și aș începe. Există vreo legătură în faptul că astăzi a apărut în spațiu public, Consiliul Concurenței a primit o recompensă de la guvernul Orban, funcții pe viață. Oare aceasta este în legătură cu avizul dat pentru finanțarea celor două companii, CEO și Tarom? O să îmi spuneți. Doi. Discutam la vechea audiere despre recuperarea banilor din mediul online, organizatorii de pariuri online. Domnul prim-ministru și-a luat un consilier care este un membru marcant al reprezentanților jocurilor de noroc și aș vrea să știu dacă v-a ajutat acest lucru și ați făcut vreun pas în recuperarea banilor din mediul online. Din câte știu eu, nu. 3. Ați făcut o afirmație și anume că o să trimiteți corpul de control la CEO Oltenia ca să vedeți unde au dispărut banii. Dacă din greșeală veți constata că banii au mers către o firmă a unui coleg de al dumneavoastră sau al nostru de comisie, ce măsuri veți lua? Dar vreau să fiți foarte ferm în ceea ce răspundeți. Și rămân totuși aici pentru a nu continua, că am avea o poveste destul de lungă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru, vă rog! La prima, da. Nu cred că au nicio legătură, Consiliul Concurenței, întrebarea pentru Consiliul Concurenței nu au nicio legătură. Recuperarea la jocuri de noroc, să știți că este în reorganizare instituția. Vă spun, reorganizare. Oficiul jocurilor de noroc este în reorganizare. După ce se va reorganiza, vom merge spre recuperare. Dar ați văzut aici foarte bine că atunci când am scos ordonanța 114, taxele pentru jocuri de noroc au rămas. Deci nu am umblat la taxe pentru jocuri de noroc. Deci mergem în continuare pe recuperarea prejudiciilor și considerați că un reprezentant al mediului din jocurile de noroc va funcționa pentru a aduce bani la buget sau să-și urmărească interesul lor și nu o să avem niciodată bani la buget. Aici este discuția. Eu vă spun că dumneavoastră sunt două lucruri. Oficiul pentru jocuri de noroc este în reorganizare. Dumneavoastră vorbiți de un consilier. Se ocupă domnul consilier al domnului prim-ministru. Oficiul de jocuri de noroc este în subordinea Ministerului. Am înțeles. Sorin Constantinescu. La CEO, așa cum am trimis peste tot, să știți, acolo unde sunt probleme, chiar și la Primăria București. Nu întrebam ce veți face dacă veți constata. Nu, asta am știut că ați trimis. Eu nu intervin în rezultate. Vom vedea ce se mai întâmplă constat. Nu intervin în rezultate. Deși dacă va fi un coleg de al dumneavoastră, veți lua măsuri stricte. Bineînțeles. Dar să știți că și la Primăria București, chiar dacă și acolo sunt, vom vedea cum sunt, și acolo. Vă mulțumesc, am înțeles. Am înțeles. Apreciez sinceritatea dumneavoastră, domnule ministru. Domnul deputat Tudoran. Domnule ministru, ați fost școlit la străinătate, din câte am văzut, un lucru foarte bun. N-am nevoie de purtător de cuvânt, domnul. N-am nevoie de purtător de cuvânt. Mulțumesc frumos, domnul ministru. N-am nevoie. Un lucru foarte bun că ați făcut școli în străinătate, deși și România are foarte bune centre universitare. Dar vă spun un lucru. În Maramureș există o vorbă. Indiferent de școală, indiferent unde ai făcut școala, cartea nu te face om, ci te face doar domn. Ca să fii om, trebuie să-ți ții cuvântul. Acum, domnule ministru, povesteați la început de ajutorul dat unor probleme de asistență socială în 2019. Tind să vă aduc din nou aminte că nu ați fost corect. Nu ați acordat subvenții sau nu ați acordat ajutor financiar tuturor primăriilor după cum ați fost solicitat. Cel puțin în Maramureș, știți destul de bine, v-am solicitat, mi-ați promis de două ori, nu v-ați ținut cuvântul și nu ați dat ajutorul promis de dumneavoastră. Lăsând la o parte chestia asta, vreau să vă spun în felul următor. 2020, ați modificat legea prin care dați subvenții partidelor politice, da? Sigur, țineți să fiți un ministru echilibrat și vă țineți cuvântul. Nu cred că este normal ca partide care în 2016 nu au
participat la alegerile parlamentare, să modificați o lege și să dați ajutor financiar. Dacă tot ați avut în idee sau în plan să modificați un astfel de lucru, de ce n-ați mers pe renunțarea subvențiilor tuturor partidelor politice și să dați banii pentru alocațiile de care spuneți că nu aveți bani? A trecut acea lege prin Parlament fără soluție financiară, dar culmea că în 2020, în ianuarie, ați avut bani să dați partidelor politice în decursul anului bani plus că ați dat unui grup parlamentar, fără să-i spun numele, care n-are nicio legătură, n-a participat niciodată la alegeri. Cred că mai important erau banii pentru copii și cred că este mai important să susțineți un proiect, sau dacă sunteți de acord, să susțineți un proiect de lege prin care să renunțați la subvențiile pentru partide și să dați banii pentru alocații. Ați susține un astfel de proiect? Da sau nu? Asta este ideea. Renunțăm la bani pentru partide pentru că tot dumneavoastră vorbeați despre buzunarele partidelor și aici v-am citat pe dumneavoastră din discursul anterior. Haideți să nu mai dăm bani în buzunarele partidelor și să dăm bani pentru o lege la care toți în această sală am fost deschiși, să dublăm alocațiile copiilor. Tăiați subvențiile partidelor și dați banii pentru alocații. Asta era întrebarea. Susțineți sau nu susțineți tăierea subvențiilor partidelor și dați bani pentru alocații? Mulțumesc, doamna deputat, dar am tăiat subvenția partidelor. Acest buget are o subvenție mai mică pentru partide, cu 30%. Nu, subvenția pentru partide. Era subvențiilor, adică tuturor subvențiilor, indiferent de sumă. În mijlocul anului, acum n-aveai cum să faci acest lucru în acest moment, pentru că deja partidele erau și aveați contracte, toate partidele aveau contracte, nu puteai să omori subvenția. Ianuarie ați modificat legea prin care se acordă subvenții partidelor. Despre ce vorbim? Dacă îmi dați voie, am redus subvenția cu 30%, deci am arătat și am privit, am vrut mai mult, dar am redus subvenția cu 30% pentru partidele politice, iar modul de alocare al subvenției a fost copiat după modelul Parlamentului European. Dacă există o problemă cu modul în care se distribuie în Parlamentul European, atunci ar trebui să vorbim și cu ei. Dar domnul ministru, întrebarea e simplă. Vreți să fiți ministru în continuare la un guvern care poate trece sau nu trece? Să zicem că ajungeți ministru pentru 2021. Renunța la subvențiile partidelor pentru ajutoare, subvențiile partidelor pentru a da alocații copiilor? Asta e întrebare simplă. Sau măcar cea a PNL-ului. Domnul deputat. Nu a PNL-ului, a tuturor partidelor, domnul ministru. Domnul ministru, hai să tăiem ajutoarele, hai să tăiem tot ce înseamnă pentru partide. Haideți să mai dăm în buzunare partidelor. Subvențiile partidelor nu trebuie, cred că, să fie un impediment pentru a da bani pentru copii. Domnul deputat, aveți dreptate, deci sunt singurul ministru care a tăiat subvenția pentru partide. Vreau să-mi arătați un alt ministru care a tăiat subvenția pentru partide. Sunt singurul care a avut curajul să taie subvenția pentru partide și fac parte dintr-un partid politic. În ceea ce privește alocațiile, diferența este, sunt 7 miliarde de lei acolo. Subvenția pentru partide este mult mai mică de atât. Ar trebui să tăiem mult mai multe lucruri, dar, repet, pentru la rectificarea bugetară vom avea în calcul și alocațiile pentru copii. Dacă aceste alocații ar fi fost promulgate înainte ca bugetul să fie asumat, ar fi fost finanțate fără nicio problemă, așa cum este și pentru creșterea salariilor și pentru creșterea pensiilor, toate sunt acolo. Dar, repet, sunt singurul ministru care până astăzi a avut curajul să taie subvenția partidelor politice în România. Nu să taie, să reducă. Domn președinte, dacă avem surpriza ca mâine domnul Tomac, de exemplu, să restituie sumele primite ca subvenții, ca să aibă guvernul bani să dea alocații la copii, nu sunt convins că toate partidele vor face același lucru. Domnul Vâlcean, domnul Tomac nu are nicio legătură cu guvernul României. Da. Da, hai mulțumim. Să facem atunci subvenție doar domnul pentru voi. Domnul deputat Vișan. Nu ne obligați să guvernăm. Mulțumesc, domnule președinte. Scurt, două întrebări. Domnule ministru, considerați că toate acțiunile și declarațiile dumneavoastră din ultima perioadă au avut ca efect subminarea economiei naționale? Și a doua întrebare. Nu. Tot ați vorbit de capital privat în general. Nu mi-aduc aminte de niciun fel de măsură care să susțină
sau să stimuleze capitalul românesc. Puteți să ne menționați măcar una, dar nu în spiritul guvernării liberale, care doar minciuna este cea care primează. Fiți onest astăzi aici de față cu noi. Mulțumesc. La prima întrebare, nu. A doua întrebare, capitalul românesc, eu nu fac aceste distinții. Capitalul privat are, poate să fie românesc, poate să fie străin, avem nevoie de toată lumea, și de capital românesc și de capital străin. Dar pentru capitalul românesc am eliminat ordonanța 114, cu care ați distrus capitalul românesc, și am eliminat-o. PSD a dat acea ordonanță și a omorât capitalul românesc. Și dacă vreți să vedeți cum arată omorât capitalul românesc, uitați-vă la deficitul comercial, care a crescut de la 10 miliarde de euro în 2016 la 17 miliarde de euro în 2019. Asta arată clar că exporturile au fost subminate, producția internă a fost subminată și au fost subvenționate importurile de guvernele care au fost de până acum. Acolo a fost omorât capitalul românesc prin importuri masive. Da, mulțumim. Doamna Anișoara. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Domnule ministru, în acest moment, toți românii care se uită la noi sunt curioși să afle ce doriți să faceți în calitate de ministru de finanțe în guvernul Orban II. Guvernul Orban II, care de fapt anunță destul de convingător că nu va participa la vot. Vă rog să le spuneți românilor care sunt primele trei măsuri pe care le veți lua în guvernul Orban II. Plafonul maxim de cheltuieli cuprins în rectificarea bugetară din noiembrie 2019 a fost de 48,5 miliarde lei. Cu toate astea, ați cheltuit 52,8 miliarde cu 4,58 miliarde mai mult. Cunoașteți faptul că depășirea plafonului de cheltuieli în absența unei alte rectificări reprezintă o încălcare a legii finanțelor publice și a legii responsabilității fiscale? Unde s-au dus acești bani pe care ați cheltuit ilegal și care au crescut deficitul bugetar cu 0,4 puncte procentuale? Și ultima întrebare, domnule ministru, vă rog să răspundeți tot românilor, evident. Aveți de gând să respectați calendarul prevăzut de lege al creșterii măririlor de pensii? Da, deci, la lege, bineînțeles, la legea responsabilității fiscale știu foarte bine că este o răspunsă, dar ne-am dat derogare la legea responsabilității fiscale și este foarte bine în ultimul, la rectificarea bugetară. Deci, acolo este o modă pe care a inventat-o PSD. Prima, ultima întrebare, ca să răspund la cea cu pensiile, răspunsul este același. Eu am avut grijă să aloc banii în buget ca să facă creșterile la termen. La salarii. Deci stați puțin. La salarii creșterile s-au făcut la începutul anului, banii au fost în buget. Indexarea alocațiilor a s-a făcut la începutul anului, banii au fost în buget. Ce s-a făcut la începutul anului, banii au fost în buget. Că dacă nu vreau să avem această discuție, trebuia să nu amânați creșterea pensiilor în septembrie. Și astăzi nu avem această discuție. Se făcea la începutul anului. Eu și acum vreau să fac această creștere a pensiilor. Haideți să creștem pensiile astăzi. Din păcate ne-ați dat jos, un guvern interimar nu poate să facă acest lucru, dar eu am pus bani la începutul anului. Faptul că dumneavoastră ați amânat legea pensiilor pentru septembrie nu este vina mea. Eu am pus acolo. Unde au trebuit să crească de la începutul anului, au crescut salarii, indexarea indemnizații, tot ce trebuia făcut. Deci în ceea ce mă privește, banii sunt în buget, nu este niciun motiv în acest moment să vorbim de o amânare de altceva. Execuția bugetară este bună, vom vedea atunci. Dar, bineînțeles, totul depinde în continuare de execuția bugetară. Până la sfârșit. Credeți-mă pe cuvânt. Cele trei măsuri prioritare sunt, în primul rând, terminarea hotărârea de guvern care definitivează reorganizarea ANAF. Tot la ANAF este de finalizarea acestui sistem de popiri automatizate și, bineînțeles, reorganizarea din temelia Ministerului Finanțelor Publice, să scăpăm de rude, de familii, de cumnate și mai departe, care au fost apuse acolo prin tot felul de, de concursuri măsluite.
Doamna deputat Dobrică. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru interimar, domnule candidat pentru funcția de ministru al finanțelor, în contextul în care problema redistribuirii averilor este una pe agenda tuturor țărilor dezvoltate, vă rog să ne spuneți care este politica dumneavoastră și care sunt obiectivele dumneavoastră în acest sens. Distribuirea averilor, la ce vă referiți? Impozitarea progresivă. Să pun întrebarea altcineva? Colegul dumneavoastră, impozitarea progresivă, cum o priviți? Am spus mai devreme că noi menținem cota unică. Menținem cota unică, nu mergem spre impozitarea progresivă. Menținerea cotei unice, e clar. Da, mulțumesc. Domnul deputat Cocoș. Când veți fi investit din nou ministru? Hotărârea de guvern de reorganizare a ANAF. Hotărârea de guvern poate fi și fără. Da. Am ajuns la ultimul... A, doriți și dumneavoastră? Domnul, vă rog, domnul senator. Și pe urmă, domnul da. Domnul ministru, o întrebare care frământă multe comunități locale care sunt obligate să apeleze la împrumuturi bancare, împrumuturi comerciale pentru a putea finanța cheltuieli de dezvoltare. După cum știți, dacă gradul de îndatorare le permite, se prezintă la comisia de avizare, numai că se pare că plafonul stabilit prin lege deja a fost depășit, dacă da, ce facem în continuare, pentru că totuși se blochează, mai ales cei care nu sunt iubiți să primească fonduri de la guvern. Domnule senator, plafonul a fost crescut anul acesta, dar aveți dreptate, există o listă de așteptare. O soluție este să discutăm cu toți cei care sunt în această listă așteptare și vedem, am găsit câteva OAT-uri care nu vor să tragă bani în acest an și atunci se pot face înlocuiri. Nu atrag toți banii, deci se pot găsi soluții pentru toate OAT-urile. Da, numai un pic, domnul Teodorovic, că vă dau cuvântul tocmai ultimul vorbitor și întrebător. Domnul Teodorovic, vă rog. Da, mulțumesc, domnule... Domnul ministru, vă rog să întrebați pe domnul fost ministru. Fost ministru, ca să fie domnul coleg mulțumit. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi. Pot să încep? Da, vă rog. Sigur pot să încep, că domnul Orban nu e prezent aici. Văd că nu e domnul Orban și nu știu dacă puteți să vorbiți fără dânsul. A, da, da. Am înțeles. Ok. Bine, atunci, spre probabil surpriza neplăcută a presei sau unei părți din presa profil economic, dar cu apucături de cancan. N-am să dau curs dorinței de a avea știri. S-a văzut clar că și dumneavoastră ați început foarte clar de la început cu un astfel de mesaj, cu o dorință acerbă de a face din această dezbatere, în fine, discuție în Comisia Reunită de Buget Finanțe, o astfel de... sau de a avea o astfel de concluzie. Bun. Deci, în primul rând am să vă punctez câteva chestiuni pe care le-ați menționat în timpul răspunsul la întrebările puse de colegi, după care mai sunt și alte câteva chestiuni simple. Nu știu dacă să vă cer să răspundă la întrebări sau să o faceți poate mai bine public, ca să nu fie niciun fel de... sau să aveți timp să luați elementele, datele și să prestați în mod public pe site-ul Ministerului de Finanțe. Aș începe cu o chestiune foarte clară și mi-aș dori foarte mult să spuneți și v-am rugat și la prima noastră întâlnire în a noastră calitate de ministru de finanțe, a mea de fost ministru de finanțe în biroul de la finanțe, că puteți apela la mine oricând. Și l-am sunat chiar și pe domnul prim-ministru Orban, spunându-i același lucru. O părere nu strică niciodată să o aibă și dacă este o măsură bună, o idee bună pentru această economie a acestei țări, cu mare drag eu am susțin, indiferent de părerea politică a unora sau altora. Dar n-ați apelat nici dumneavoastră, nici domnul Orban, probabil că e suficientă expertiză la nivel de Ministerul de Finanțe și a guvernului Orban, ceea ce m-ar bucura, dar din păcate nu este în acest fel. Bun, a spus că ați făcut pe informatizare. Aveți o singură procedură lansată pe informatizare de 3 luni de zile încoace? Una singură. Dacă îmi dați exemplu din SEAP,
o procedură pentru informatizarea ANAF-ului, una singură pe care dumneavoastră ați lansat-o, au fost lansate înainte să veniți dumneavoastră. Mai mult, ordonanța pentru reforma ANAF-ului, HG-ul pentru reforma ANAF-ului, sunt făcute, știți foarte bine, înainte să veniți dumneavoastră. Foarte bine să le promovați, m-aș bucura foarte mult și, repet, o să aveți din partea mea susținere în a face această reformă. Nu puteți să invocați un partid sau altul pentru lipsa reformei în finanțe. Știm foarte bine cu toții. Poate dacă ați vrea să aveți un exemplu sau un răspuns foarte clar de ce anume nu s-a făcut ceva în finanțe, de ce TVA-ul n-a fost rambursat poate la timp, luați fiecare județ în parte și luați-le în special pe acelea, să spunem, unde aveți șef de finanțe județene care sunt mai prezenți ca membri de partid PNL la ședințele PNL-ului. Întrebați și faceți acele, vă dau și câteva exemple dacă doriți. Eu n-am schimbat niciodată un om pe alte criterii decât pe cele profesionale. M-am spus, nu mă interesează ce politică face fiecare, numai să nu afectezi jobul pe care îl ai de făcut zi de zi. Deci, de asta spun, aș fi foarte bucuros să prezentați în mod public ceea ce vă aparține ca și realizare și să nu împrumutați sau măcar spuneți, asta am găsit, mă angajez că voi duce la bun sfârșit acest proiect de informatizare. Foarte bine. De poprire pe conturi. Era făcută de anul trecut și foarte bine, ați votat în Senat proiectul de lege care este astăzi la Camera Deputaților. Și nu numai. Mai mult, CSAT-ul. Ce se aprobă CSAT-ul? Un caiet de sarcini cu specificații tehnice. Cum putem să credem noi că domnul președinte Iohannis sau cei prezenți în jurul mesei se pricep la acele specificații? Unii de la masa aceea se pricep la foarte multe, dar marea lor parte nu la specificații tehnice. M-aș bucura foarte mult să obțineți în CSAT acea decizie prin care să atribuiți în mod direct un contract, în special în zona ANAF-ului, de informatizare. M-aș bucura foarte mult ca cei de la masă sau replica președintelui, pe care și noi am avut-o la CSAT, aceea că nu este obiectul CSAT-ului să aprobe ceea ce și eu am dorit să fac, acest lucru, ci doar să calificăm sau să clasăm, sau să, în fine, să catalogăm un anumit proiect ca fiind prioritar pentru România. Aia, da, poate să facă CSAT-ul. Deci m-aș bucura dacă ați putea să o faceți. Numai că știm amândoi că dacă o veți face, sau cine va semna acea trebuie directă, își va asuma și un dosar penal și implicit câțiva ani de pușcărie. Dar merită un sacrificiu și mai ales dacă este din zona liberală. Bun, pentru națiunea română, repet. Așa. Dar, repet, dacă o faceți, aveți din partea mea susținerea, pentru că este o singură abordare prin care putem să și informatizăm rapid, să și facem investiții, mai ales în partea de infrastructură rutieră. Este singura cale, pentru că altfel nu vom putea să facem acest lucru. Bun. Știți, aseară urmăream la o emisiune TV un coleg proaspăt în politica românească, domnul avocat Ivașcu, și mi-a plăcut o replică dată față de un coleg liberal în platou. Spunea ceva de Brătianu, care și-a sacrificat din avuția proprie pentru a promova, să spunem așa, imaginea României în afară, unirea și multe, multe altele. Vedeți, din păcate, se întâmplă astăzi altfel. Dumneavoastră vindeți ce are România. Da? Nu dați de la dumneavoastră, ci vindeți ce are România, din păcate. Mai mult, ca tot l-am pornit pe Brătianu, vedeți culmea, un social-democrat îl promovește pe Brătianu. E adevărat, cu surgintă liberală. Dar, vedeți, din păcate, îl avem pe Brătianu ca și reper. Numai că, la fel, din păcate, cei care am reușit cât de cât să ne apropiem de ceea ce, să spunem, Brătianu face sau a făcut, mai bine spus, am fost câțiva dintre social-democrați și nici pe departe cei din guvernul liberal sau liberalii. Ceea ce este încoate este un mare, mare păcat. Și știți foarte bine că am făcut apel la moțiune simple pe care dumneavoastră PNL mi le-ați introdus în 2018-2019, la ceea ce înseamnă liberalismul în România. Din păcate, încă astăzi lipsește. Bun. Ați menționat 114. N-ați adus un studiu de impact. N-ați prezentat în mod public dezavantajele pe care, nu știu, s-a spus mediul de afaceri românesc sau indiferent ce sector al economiei, energie, comunicații, bancar, de pensii. Nu e concret exact care a fost efectul negativ ca urmare a aplicării ordonanței 114. Dacă a fost un astfel de efect negativ, atunci se justifică abrogarea 114. Dar până atunci n-am văzut absolut nimic. Și v-aș ruga să prezentați în mod public lista, măcar pe sectorul bancar, de care, să spunem așa, am avut ca și coordonare pe zona de finanțe. Cele 35 de bănci din România, ne puteți da o listă foarte clară cu aceste bănci, fiecare cât a plătit în 2019 ca și taxe pe activele financiare bancare, ca urmare la 114, să știe întreaga populație dacă băncile au plătit, cât au plătit și cele care nu au plătit, de ce nu au plătit? Pentru că înseamnă că, inclusiv cu această taxă aplicată, profitul lor este atât de mare, încât taxa a fost practic nimic, adică nu ne-a mișcat din dorința de a face profit mai mare pe spinarea, din păcate, a mediului economic din România. Ați invocat raportul de Standard & Poor's, a fost aici menționat. Vă spun foarte clar, scrie acolo, una dintre concluziile foarte importante, este aceea că
deci spun așa, cu toate că profitabilitatea băncilor, nu, dobânzile au scăzut, profitabilitatea băncilor a rămas ridicată. Și atunci care este scopul abrogării 114? Dacă banca astăzi a redus dobânzile, dar face profit rezonabil, ăsta a fost scopul 114. Să finanțăm economia din România, să creștem intermediarea financiară, să facem acest lucru. Deci rugămintea este la 114 ca să evităm în spațiu public dezbaterea aceasta fără niciun fel de noimă. Veniți cu elemente clare. Uitați efectul negativ ca urmare aplicării 114. Pe ce veți noastră? Pe pensii, pe bancar, pe energie, pe comunicații, pe absolut orice, ca lumea să înțeleagă exact de ce, într-un fel sau altul. Poate am greșit noi, nu știu, dar până la probă al contrarie, vrem să vedem argumentele. De asemenea, am spus ceva de venituri 92,4% la octombrie inclusiv. Și atunci întrebarea se pune, oare de ce nu s-a reușit în două luni de zile să ajungeți la 100% din veniturile planificate? Adică nu puteți să luați măsurile timp de două luni de zile, că tot timpul în spațiu public, înainte să fiți la guvernare, spuneați că știți exact din ziua întâi ce aveți de luat, de făcut. Ați menționat 25 de măsuri, că le veți lua în 24 de ore, în primele 24. Nici măcar una dintre ele n-a fost aplicată. Nu spuneți de split TVA. Split TVA a fost declarat de mine ca fiind opțional, tocmai pentru că și nici eu n-am fost de acord cu el și eu recunosc în mod public. Și l-am făcut să fie opțional, adică practic neaplicabil. Adică nu e un obiectiv pe care noastră l-ați bifat. Deci dați-mi exemplu de măcar o altă măsură din acele 25 pe care noastră spuneați că le faceți în primele 24 de ore. Deci puteți să luați măsuri și vă consultați în Comisia de Buget Finanțe, la Cameră, la Senat, împreună. Dom'le, ce putem să facem ca până la final de an să ținem sub 3% deficitul? Pentru că de la anul, noul guvern, cum ați dorit dumneavoastră, să vină cu o altă politică, nu știu de care, liberală. Deci aici eu am suspiciunea clară, fermă și rezonabilă, că din păcate anul trecut a fost un mod total antiromânesc de a acționa în zona de finanțe publice, făcându-se în mod intenționat o creștere a cheltuielor, lăsându-se de izbeliște veniturile, astfel încât să avem un deficit mult mai mare. Și înțelegem foarte bine de ce s-a făcut acest lucru. Pentru că în 2020 să veniți pe cai albi, spunând că sunteți salvatorii României, cu un deficit mult mai redus decât cel pe care l-a lăsat greu, aveți ca urmare a grei moșteniri. Mai mult, acel buffer în valută, vorbesc domnul Vâlceanu, nu în lei, și mai în valută, deci 5,4 miliarde de lei pe care le aveați la octombrie 2019 vă spun eu cât e, că totuși cred că știu. Nu, atenție, nu pun întrebări ca să știu, că le știu. Pun întrebări ca să clarificăm. Bun, bun. Deci acel buffer, da, de 5,4 miliarde de lei, de euro, de ce ați scos din el? Nu cumva poate pentru a arăta pieței investitorilor că nu vă împrumutați, că aveți de unde, ca la următoarea emisiune să vină cu dobânzi mai mici de teama de a nu fi luați bani de către statul român? Tocmai pentru a vă juca și a manipula partea de dobânzi? Adică e o întrebare la care poate ar trebui să găsim răspunsul în acea comisie de care v-am spus aseară în emisiunea TV. Adică o comisie de anchetă din Comisiile de Buget Finanțe reunite, care să cheme comisii și pe Dăncilă și pe Teodorovici, domnul Dâncă, domnul Dâncă, ușor că e păscări cu pian greu. Deci, și stăți, dumneavoastră stăți aici în sală pentru ce? Vreți să supun la vot? Vreți să vreți? Domnul președinte, vă rog foarte mult să spuneți la vot părăsirea sării de către domnul Dancă. Se poate? Pe cum intervine peste un parlamentar? Vă rog, continuați cu... Dar puteți să depunem la vot? Nu, supunem la vot. Eram sigur. Vedeți, blatul doamna deputat. Vedeți? Eu știu că trebuie să mi-a explicați mie. Și eu știu, din păcate, și văd, din păcate, mi-e greu să acționez. Dar și când voi acționa? Deci, să revin la buffer. Ați avut șansă. Mai niciodată în viață nu se știe, eu sunt plin de șanse. Deci, hai să vorbim despre domnul Cățu, despre mine. Deci, bufferul respectiv. Ați luat, repet, trebuie să justificați de ce ați luat din acel fond tampon, din acea rezervă pe care vă era dumneavoastră, vă era de ajutor. De ce ați luat de acolo pentru finalul anului trecut? Deci, o comisie parlamentară reunită, comisii reunite, care să cheme în fața acestor comisii, repet, Viorica Dăncilă, Teodorovici, pentru a explica programarea, execuția, cât am fost noi. Orban, Cîțu, pentru ce a fost în ultimele două luni de zile. Că tot am spus că trebuie să venim în fața Parlamentului. Venim frumos cu date, invităm experți independenți care să pună pe masă rapoarte obiective și dacă într-adevăr este, cum spun eu, înseamnă că este o mare problemă și din păcate trebuie să spun cu iz penal. E foarte bine că agrem asta. A spus de BCR și de Raiffeisen. Eu mă discutăm între oamenii, să zic așa, de la finanțe. Este clar că instanța a spus lor, ne recuperați de la bănci, nu de la clienți. Al dumneavoastră coleg de guvern, nu vreau să-i spun cum mi se spune la firul ierbii, domnul Ștefan,
A spus că să scăpăm clienții, chiar în ședința de guvern. Nu, dumneavoastră, băncilor trebuie să luați, nu clienților băncilor, da? Bun, puteți să veniți într-adevăr aici, dacă sunteți inventiv, puteți să veniți cu o soluție, pentru, nu pentru a scăpa băncile, dar pentru a le face să bage acele sume de bani, în probleme poate guvernamentale, pentru zona privată, nu știu. Dar gândiți o chestiune, pentru că și să le iei băncilor este foarte complicat, pentru că le dai peste cap. Nu, repet, hai să fim imparțiali. Gândiți-vă la o idee prin care să luați banii băncilor, dar într-un mod ponderat și cu impact, nu imediat pentru buget, că nu asta contează, ci pe termen lung pentru traia economiei a țării. Poți să luați-le cum vedeți, bine cum le înțelegeți, cum le percepeți. Așa. Doamne ministru, vreau să vă zic doar o chestiune. Pe mine, și eu și colegul meu Vâlceanu, încercăm de câteva minute să înțelegem tragedia aceasta dumneavoastră. Așa. Este tragedia liliacului, care nu e nici mamifer, nici pasăre. Noi nu știm dacă sunteți liberal sau socialist. Dar și eu trebuie să vă clarificați ideologic, dacă vă clarificați ideologic, vă veți hotărâ și dacă puneți întrebări sau dacă dați sfaturi, că eu am impresia că suntem pe aceeași parte a mesei. Rog să nu întrerupeți. Nu, poate să o facă, poate să o facă, dar îi răspunde... Liliacu poate să fie și floare. Nu, că eu vreau să-l întreb pe domnul deputat. Vreau să-i răspund domnul deputat, așa. Deci, că mă întrebați de stânga, de dreapta. Vă spun sincer, sunt român, că asta contează. Nu stânga, nu dreapta contează. Unu. Doi la mână, vreau să vă întreb, când v-ați dat seama ce sunt? Cu lumina stinsă sau aprinsă? Corect. Asta ca să dăm și presei, ce al presei. Unei părți din presă. Așa. Deci, a spus de IFI. Vreau să vă întreb la fel un singur și vreau un răspuns, nu pentru mine la fel, cum spunea și colegul Budăi, pentru cei care urmăresc această guvernare. Era un împrumut contractat de la Banca Mondială de aproximativ 600 milioane de euro. Pentru ce? Pentru medicii de familie, cei 11.000 de medici de familie din România. Întrebați-vă, rog, pe ei dacă acest împrumut, această finanțare care era gândită pentru ei să-și doteze cabinetele pentru a putea presta și altceva în afară de a trimite, de a face trimiteri sau alte analize, să zic așa, simpliste, pentru care Casa de State după aceea să vină să deconteze. Un sistem francez, dacă puteți să verificați. Deci întrebarea este, de ce ați blocat un împrumut cu care și Banca Mondială spunea că este un proiect pilot și pentru ei și chiar pentru prima oară un proiect bazat pe indicatori de rezultat? Bun, dacă nu ați blocat, atunci e foarte bine, dar dați drumul să fie implementat, că asta e important. Era vorba de medicina primară. Nu, este vorba de Ministerul Finanțelor, pentru că finanțele au impact în toate celelalte ministere. Și la domnul Dancă la cabinet. Tăiați-i din cafeaua pentru protocol. Am înțeles. Bine. A spus de investiții, 50 de milioane de investiții, la miliarde. Dom'le, a spus jumate lei, jumate buget, jumate fonduri europene. Păi nu bate, pentru că dacă spuneți jumătate fonduri europene, este altceva. Știm foarte bine că banii europeni se pun și la venituri și la cheltuieli. Deci ar rămâne chipurile jumătate, din care jumătate trebuie să asigurați și cheltuielile pentru cheltuieli neeligibile pentru cele 25 de miliarde din bani europeni și cofinanțările, deci cât mai rămâne practic din bugetul de stat pentru investiții altele decât banii europeni? Nu, cu siguranță nu. Vedeți? Asta e ceea ce vă rog să evitați. Nu mai răspundeți în doi pere așa. Luați întrebarea, nu răspundeți acum întrebare. Luați întrebarea, căutați răspunsul corect pe cifre și prezentați-l în mod public ca să fie lumea toată mulțumită. Vis-a-vis de cec, că s-a întrebat, s-a discutat despre cec aici. Eu am spus-o și o repet ca să le dau colegul satisfacție, că și socialdemocrații sunt liberali în sensul că își doresc listarea la bursă a unor companii. Este corect, transparent, încredere și nu numai. Dar nu este vorba de cec aici. La cec discutăm despre alt subiect. Cecul, știți că a avut de 12 ani are profit. De 12 ani are profit. Anul trecut a avut cel mai mare profit din istoria sa. 100 de milioane de euro. E adevărat, sunt cifre neauditate. Dar sunt 100 de milioane de euro anul trecut. Poate verifica domnul ministru, știe foarte bine că va avea raportul de audit, dar de ce să face o astfel de listare și mai ales pentru cec, în condiția în care spunea mai devreme un alt coleg, foarte bine, statul român trebuie să încerce să aibă în piață o cotă cât mai ridicată. Noi aveam 90 ceva la sută, avem undeva poate la 14 astăzi, cu operațiunea de la Banca Românească și de la captezarea cecului. Adică, întrebați și pe guvernator, știu că a spus că săptămâna asta veți avea o discuție la BNR, dar nu singur, ci doar în prezența domnului prim-ministru Orban. Dacă este greșit, vă rog să mă contraziceți. Mai departe,
Asta cu, uitați cu Palinca, că a spus ceva de, a fost o chestiune legată de, de Maramureș, am iau să uite, de Maramureș, colegul deputat. Știți că la primul dumneavoastră Ecofin, deci primul Consiliu de Miniștri, ați renunțat prea ușor la o chestiune la care eu am ținut foarte mult, și anume că în România, în gospodării, se poate produce 100 de litri pălincă neacizabil. Este, a fost o dispută de-a mea personală, în sensul că am reprezentat interesele celor din România, pentru care pălinca nu reprezintă o tradiție, ci un mod de viață, un fel de a trăi. Și atunci ați renunțat prea ușor la acel consiliu. Și recomandarea mea este, mergeți. Aveți acum, astăzi aveți, nu? Nu, mâine aveți consiliu, Ecofin. De ce nu participați? Astăzi. N-am lipsit niciodată la Ecofinuri. Nu. Vă arăt dovezi. Nu mă provocați, că știți că am argumente, știți că am argumente și la alte ședințe la care nu ați fost. N-a fost nici audiere, nici altceva. Bun. Mai departe. În februarie acum rambursați 9,1 miliarde, că a spus că rambursați și a făcut greaua la fel, moștenirea de dinainte. Cioloș și-a împrumutat suma de 9,1 miliarde de lei pe care o rambursați în februarie? Anul ăsta? Deci nu ați luat că a făcut PSD-ul un împrumut. Ați luat că a făcut Cioloș 9,1 miliarde de lei. Pentru ce anume l-a făcut? Întrebare și pentru dumneavoastră aceeași. Vorbeam de investiții, v-am întrebat de podul de la Tulcea. Ați pus în buget anul ăsta pentru cel mai mare proiect din România astăzi, în derulare, pentru cel al treilea pod din Europa, când va fi gata, sperând că în 2023, când este calendarul, a spus 98 de milioane de lei, în condiții în care payment forecast-ul, apropo de limba engleză a domnului coleg, prevede 450 de milioane de lei. Cum poate constructorul să fie sigur, să-și țină forța de muncă pe șantier și toate celelalte utilități, să spunem, dacă știe că bugetul pentru anul ăsta este mult, mult sub cel pe care de care el are nevoie. Știți că este un proiect care este în grafic. Este un proiect util pentru întreaga regiune din acea regiune. Deci, rugămintea, uitați-vă din nou pe marile investiții. Nu numai podul la Tulcea, dar sunt și celelalte. Sibiu-Pitești, Craiova, București și multe, multe altele. Alte astfel de proiecte care nu sunt finanțate corect. Vă dau o sugestie dacă vreți. Faceți un fond, un singur cont în care puneți banii pentru investiții, finanțați-l sau bugetați-l cu un procent din cât e nevoie și în cazul în care unul se mișcă mai repede, are deja banii, deja oricum puși acolo la grămadă, să spunem așa. Asta cu rectificarea care va fi, să spunem, atât de frumoasă încât va da bani la toți, nu prea ține, să știți. Nu prea ține și nu e ajuns pentru mediul economic. Partea de dividende. Te-a spus anul trecut, mă criticați pe mine, că de ce iau de la companie de stat dividendele. Dumneavoastră n-ați luat anul trecut o sumă importantă din aceste dividende în condițiile în care acele companii țin banii în conturi la bănci. Deci banii statului sunt ținuți în mod abuziv la bănci, la bănci pentru dobânzi. Este corect să fie făcut în condițiile în care eu, Românie, fac deficit și sunt afectat, probabil că în viitorul raport al agenției de rating voi fi afectat sau etichetat cu un rating negativ, nu cu perspectivă negativă. Mai mult rachetele. Știți cum? Aș fi avut așa o expresie, dar mă abțin. Că după aia rotați în astea cu rușii, cu restul și așa departe. Nu, pentru mine contează țara asta. Niciuna dintre celelalte țări din afara acestor granițe nu contează. Că e Rusia, că e America, că e China, că e oricine, nu contează. Adică dumneavoastră mi invocați și un contract comercial în defavoarea interesului național? Puteți să mă spuneți mie, acum că știm foarte bine și noi cum se fac astea. Puteți să discutați, mai ales că iau moca de la ei, adică iau moca. Mă costă miliarde de euro pentru niște fiare. Adică nu puteam să plătesc în februarie avansul la rachete? Crezi că se supăra cineva? Sau cei care trebuie să încaseze anumite facilități? Nu știu, întreb. De asta spun că acea comisie parlamentară va fi obligatorie să fie înființată. Mă bucur că ați fost și de acord pentru a avea adevărul absolut la iveală și pe viitor, măcar să nu mai speculăm politic pe astfel de situații, dacă ele sunt speculații pur și simplu. De asemenea, scurt, foarte scurt. Mi-aduc aminte. M-ați acuzat la fel că nu declar, că nu mi-asum pe buget, că am modificat niște ordonanță. Știți că nu fug de răspundere niciodată. Mi-a spus că declarația dată de mine și de doamna prim-ministru de Chile de acea vreme este slabă, subțire. Uitați-vă aici, a dumneavoastră declarație, deci a mea și a dumneavoastră. Sunt identice, literă cu literă. Nu diferă absolut nimic. Unde e diferența atunci? De ce a trebuit să intoxicăm poporul român cu astfel de declarații? Nu, în condițiile în care... Nu, lăsați-mă să termin. În condițiile în care eu am venit în Parlament cu bugetul.
dumneavoastră v-ați asumat, ați făcut angajamente pe buget. Deci, practic, și o declarație dată pe și mai departe pe un buget care oricum nu reflectă nevoile de astăzi ale României. Îmi pare rău că trebuie să dau de toate Consiliului Fiscal, dar chiar ei vă spun că totuși sunt nevoi ce să fac. Nu ce ați făcut un buget cum l-ați făcut, pentru că știm cu toții că nu se va închide cu 3,6 în acest an. Știm cu toții, ne-a dorit să fie mai mic. Vă urez succes, numai că din păcate nu veți avea nevoie că nu veți fi în funcția asta. Adică s-au așteptat să vă urez dumneavoastră nu succes și să vă urez ce miroază mie alții. Ar fi mai indicat. Asta o dată, deci declarație. Mai mult, ne-ați stocat în urmile astea trei, toți colegii liberali aveți același punctaj de la partid, cum de fapt și noi avem, recunosc. Asta este. Unii interpretează mai frumos, alții mai natural, alții cu mai puțină știință, alții cu mai puțină putință, de la caz la caz. Dar, a spus, domne, anul trecut, sunteți la început, anul trecut, s-au plătit concedii medicale, s-a rambursat TVA-ul și multe altele. Colegii v-au rugat, puneți pe site ce anume ați plătit în cele două luni de zile. Dar de ce n-a spus către Comisia Europeană în 6 februarie 2020 aceste lucruri? Și ce spuneți dumneavoastră din ce se compune deficitul anului 2019? Nu o să citesc în engleză, că după aia poate aveți dificultăți să înțelege unii dintre colegi. Spun așa, e mai mult decât orice care. Pentru dumneavoastră poate fi, desigur, mai puțin. Sau invers. Deci, spun așa, 0,9 miliarde de lei este partea de... Nu, a spus inițial așa, că, domne, deficitul din ce? Cheltuieli de personal, salarii și investiții. N-a spus că au fost mici, n-a spus că au fost... Nu, și investiții. Deci asta parcă am făcut eu scrisorica asta. Sincer. După aia spuneți, se mai adaugă la aceste trei categorii ce? 0,9 miliarde de lei, plata pentru cazul Micula, care la fel și ea se putea... Știm, domnul Cățu, știm bine încă o dată. E trist când vezi că totuși un interes politic primează în față de interesul național. Este trist și vă spun mai ales ca liberali. Sunteți partid istoric și pentru asta e și încă o dată motivul plus să fie mai trist această abordare. Mai mult, spuneți așa, 1,6 miliarde de lei pentru taxa auto, pe care cine a pus-o în 2007? Liberalii. Răspuns pe jumătate corect. Păi nu cu el erați la masă așa, când ați făcut programul de guvernare? În care an? Acum, bugetul, anul trecut, nu cu domnul Tăricianu erați la masă. V-am zis, domnul Teodorovici, eu nu v-am invocat domnul faptul deputat. Că ați fi într-o stare ca cea a liliacului decât dintr-un singur motiv. Vă citez, 4 octombrie 2019, așa. Exclusiv Teodorovici, titlul din ziare. Vom exonera de la plată prin OUG clienții băncilor pentru locuințe care ar trebui să returneze după decizia ICCJ primele de stat plătite nelegal. Vizați sute de mii de clienți. Dumneavoastră veniți și l-acuzați pe colegul nostru aici de facilități pe care le oferă mediului bancar și dumneavoastră, acum câteva luni, nu știu, ori aveți o memorie scurtă? Opriți. Nu, scurt n-am nimic. Și vreau să vă mai fac o clarificare. Ascultați-mă, vă mai fac o clarificare. Vorbeați de clienții băncilor, nu de bani. Este foarte grav, să invocați în Comisia de Buget Finanțe Guvernul României și statul României. Ascultați-mă că e foarte important. Și vă spun ca un patriot, care nu și-a luat o diplomă prin plic, că n-am nicio diplomă prin plic. Domnul Teodorovici. Hai să închide. Închide și pune la voce. Când poporul nu mai votează, atunci. Așa, aveți, deci am spus, 1,6 miliarde de lei taxa auto. Deci asta a spus ca și cheltuială. Corect, am reușit să rambursăm la ultimul leu ceea ce, din păcate, s-a luat în mod abuziv de cei de dinaintea noastră. Mai mult, 1,8 miliarde de lei decizii ale instanței pe educație și pe personalul din instanțe. Cine a dat afară pe oamenii ăștia? Nu noi, liberalii. Noi am plătit miliarde de lei, ani de zile, miliarde de lei. Uitați în toată istoria din 2014 cu AC13, câte miliarde s-au plătit pentru decizii nesăbuite ale fostelor guverne până în 2012. Mai mult, 1,3 miliarde pentru partea de primării, n-a spus ce anume, dar la modul general. Vedeți? N-a spus nimic de ceea ce dumneavoastră acuzați în țară. De ce faceți astfel de afirmații? Scrisoarea dumneavoastră oficială trimisă la Comisia Europeană în 6 februarie. Bun. Știți ce spuneați la fel pe că mi-a dat colegul acum ideea cu declarațiile astea? Uitați ce spune vis-a-vis de declarație.
Ce a introdus azi Teodorovici în proiectul de lege e cu dedicație pentru anumite firme. O firmă care a lucrat cu statul are datorii, statul a acoperit aceste datorii prin împrumuturi și mai departe. Referitor la declarația pe care eu chipurile n-am dat. Mai mult, spuneți, numai puțin, imediat, domnul și termin imediat. Uitați, Viorica și Orlando nu semnează declarația de conformitate. Atunci nu era, am înțeles, acum este. Bun. Și atunci, ca să închid, eu cred că cea mai bine ar fi această, să discutăm în cadrul acestei comisii parlamentare, repet, va fi un loc în care să dezbatem și poate să fie cu prezență publică, fără început cu presa de față la fel, pentru că nu avem nimic de ascuns. Nici eu n-am, nici doamna Dăncilă sunt convins că nu are. Trebuie să ne clarificăm și în zona noastră. Și poate alături de o astfel de comisie, poate tot în Parlament ar fi corect să avem o, nu știu cine ar putea să facă asta, desigur competența aparține altor structuri ale statului, dar poate Parlamentul trebuie să avem o comisie de asta, nu știu de etică neapărat, dar să vedem exact ce a făcut fiecare parlamentar în mandatul său, ce legătură are, nu, atenție, ce legătură are ceea ce a făcut pentru ce relevanță are ceea ce el a făcut ca promovare de acte normative, amendamente, multe, ce relevanță are acest de activitate cu ceea ce fac firmele puse pe numele rudelor până la gradul 3. Ar fi foarte interesant și corect față de români. Sunteți de acord? Bine. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Aveți de comentat sau de răspuns ceva? Îmi place întotdeauna domnul senator, atunci când este ministru, este liberal. Doar când este ministru, e socialist. Și aș vrea să ne aducem aminte de ordonanța 114. Ordonanța 114, care a venit fără niciun fel de studiu de impact. Cerem studiu de impact după ce am introdus-o, dar nu am venit cu niciun studiu de impact la ordonanța 114. Ordonanța 19, eu am spus ordonanța 114, ordonanța 19, deci sunt alte lucruri. Haideți să discutăm. Cu mare drag discutăm despre ce s-a întâmplat anul trecut în orice comisie, mai ales despre rectificarea bugetară din vară, despre notele pe care le-a pus domnul ministru în guvern în care spunea că există pericolul să depășească deficitul de 3%, ce măsuri trebuia să ia și nu a luat din vară. Notele pe care le-a primit domnia sa în minister că deficitul este la 4%. Facem acea comisie de anchetă și vin public toate aceste... Suntem de acord, sunteți de acord. Noi am lucrat foarte bine în comisie împreună. Toți trei, lăsați că o să ne întâlnim și acolo. Stimați colegi. Hai să vă spun buffer. Acum aveți ocazia să vă exprimați, să spuneți ministru, cât de mulțumit sunteți de răspunsurile primite. Domnul senator, ați întrebat de buffer. Vă spun că bufferul e mai mare cu aproape 3 miliarde decât lansat noastră. Ca să știți. Miliarde de euro. Da? Nu, eu vorbesc de buffer și vă spun că mai mare cu 3 miliarde de euro decât la lansat noastră. Dacă veți spune în pariu, pe face... Gândiți-vă puțin, cum poți să ai, dacă ai scos din 5,4, ai scos 1,3, nu? Ai luat 3 miliarde în ianuarie, mă, cum ai mai mult cu 3 miliarde? Dacă nu luai, pe cum a scos? A scos anul trecut. Vă rog. Păi de ce a scos? Da, la ieșiri, nu vă uitați și la intrări. Nu vă uitați, domnul senator, nu vă uitați și la intrări. Asta am întrebat, de ce ai scos? Putem să închidem. Hai să închidem. Vă rog. Dar voturi pentru cine e lămurit, votul pentru un aviz favorabil. La ce? Aviz favorabil. La ministru? Da. Pentru domnul ministru. Hai, Eugen, hai că poți. Numărați. Uite. Da, 18. Voturi împotrivă. Numărați că e 18 la 18. Cum o chema pe doamna care a numărat? Ia ce are lucru ea. 18, da. Dacă domnul Teodorovici nu s-a clarificat ideologic, poate vine la noi. Nu știți niciodată. Așa da. Deci aviz de respingere.
Nu, băi, ca să fie favorabil, să fie 1 plus 1. Sunt în Constanță. Dar atunci eram cu 19. Jurisprudența, atenția comisiei. Vedeți la contract, explicați-vă.